Cum ajunge și la momentul procesului. Avocații, domnul Lucescu și domnul Nichi Teodorescu, puneau niște probleme de apărare și, nu-i așa, de cele 5 zile care trebuie să fie între recurs. Și argumentul meu era, în fiecare minut, în București mor oameni nevinovați împușcați de pe acoperișuri. Stați o secundă, că aici se creează o mare confuzie. Deci dumneavoastră vorbiți de faptul că în fiecare minut mureau copii nevinovați oameni București, nevinovați. Dar în același timp au trecut 3 zile până când a avut loc procesul. Explicați-mi nepotrivirea, ca să nu-i zic altfel. Vedeți, acești noi factori de putere care eram, nu ne-am putut decide să trecem la o măsură radicală a suprimării lor și au durat 3 zile până când... S-a discutat urgența... în permanență în aceste 3 zile nu, despre... din când în când se revenea. Și unul din cei care... Pe cum? Pericolul cel mai mare erau totuși soții, familia Ceaușescu, soții Ceaușescu. Pericolul nu era atât de mare cât noi știam că sunt în siguranță, adică sunt pe mâna armatei care era cu noi. Nu era nimic sigur în zilele alea, iertați-mă că vă... Totuși, armata era cu noi și noi nu ne îndoiam de era această chestie. O secundă, domnule Stănculescu. Pot să vă spun că puteam să ies cu ei din unitatea militară printre garduri. Când ne-au băgat într-o asta de campanie. Asta apropo de siguranță, domnule. Ne-a dus undeva în câmp. Și eu mă tot dădeam jos și spuneam, domnule, nu mă schimbă și pe mine, mă lasă numai. Nu dorește 5 nopți, nu închise se moci. Și mă ugeam la domnule, domnule, nu mă schimbă și pe mine. Nimeni, mă ține, ce dumneavoastră ai dus, stai cu ei. Și problema e că nu trebuia absolut nimeni care luase legătura cu Ceaușescu să plece de acolo. Că dacă pleca, îi spunea soției, îi spunea colegului și uitați-vă cum se divulga acel secret. Dar chiar în unitate militare, nu știu, dânsul știau, a fost, știa numai un grup de militari. Mă scuze, a fost în aceeași poziție ca și... Ca și ei. Dar, ca și ei, dar dânsul s-a oferit. Domnul Tucă, să nu mergem mai departe. Deci ați făcut prima greșeală, după părerea mea. Nu sunt ofițer armate române. Deci România nu a fost un stat comunist. Să fie foarte clară problema. A fost un stat socialist, spus de Ceaușescu, mult real dezvoltat. Comuniștii erau vreo 3 milioane, spus de ei. Nu știu dacă erau 2, 1 sau... Nu, haideți să nu umblăm cu șablane. Deci, nu umblăm cu șablane, dar vreau neapărat să lămurim problema. Deci România n-a fost niciodată un stat comunist. A fost un stat noi nu dăm care a avut la bază... Păi nu, de aici pornim și o să vedem că ajungem la niște probleme foarte deosebite. Nu dăm verdicte că a fost România... Păi nu, dar istoria României este foarte clară. Deci nu s-a numit România... Republica deci, Comunistă România, s-a numit Republica Socialistă în România. Să stabilim dacă dar a fost un regim sau altul. Era condusă de partidul comunist. Deci, dintr-o dată, dumneavoastră a spus întrebarea greșită cu comuniștii. Deci, toate care comuniști, domnule? A spus problema domnului. Ce comunist, domnule? N-am pus nicio întrebare. Analiștilor grijă dar n-am pus nicio întrebare cu comuniștii, iertați. Treabă de istorie aici. Dar n-am pus nicio întrebare cu comuniștii. Partidul comunist era principala forță conducătoare în stat. Suntem aici pentru a reconstitui absolut, pentru prima dată pe care l-am trăit niște lucruri extraordinare și absolut, sunt relații. Absolut, dar eu n-am întrebat nici de comuniști. Și întrebarea pe care a pus-o Marius Tucă și mă întreb și eu este aceasta. Totuși se trăgea, se spunea că se trage din cauza pentru a-i scoate pe Ceaușești pentru a-i elibera. Ceaușești erau pe capul, iertată încă expresia domnului Chemenici. Bun. În timpul ăsta, la București, puterea nu constituită, oricât de multe probleme ați fi avut, totuși, aveați, ei erau acolo. Aici începe, cum să zic, poate este și o voială tipică domnului Ivescu, poate, nu știu, nu-mi dau seama ceva e neregul. Cred că era prea greu pentru cineva să ia o hotărâre. Și până când nu s-a creat un consens în câteva zile, ca să nu fie hotărârea unui singur om. Asta este una este dintre cauze. Nu zic că mi s-a forțat mâna, dar mie mi s-a spus, zice, tu îi împuști în ancheta aia acolo. Când stăteam, zice, fii atent, dacă auzi un singur foc de armă, îi împuști. Azi, nu i-ați împușcat și ați ajuns și în Australia. Cine ți-a spus? Domnul Domenico, în legătură cu această perioadă de câteva zile, în care puterea, noua putere instalată în România, a hotărât executarea, practic, soților Ceaușescu. Sentința era dată înainte de a avea loc procesul. Ăsta e adevărul, nu ai rost să ne ascundem după... Dar era respectată o formă juridică, totuși. Da. Oricum, ceea ce știu eu... Odată cu pregătirile pentru proces, să pregăteam spate și locul unde să aibă execuția. Cu foi de cort, tocmai. Pe 25. Pe 25. Într-o parte se stângeau mesele pentru unde facem, unde trecem și în partea alta să... cu foi de cort să îi pachetăm. Știți cum e asta? Se pregăteau colacii înainte de a avea loc... Scovândată nava. Mă rog.
Ceea ce știu eu foarte bine, știu ce s-a întâmplat la Târgoviște, în unitatea militară. Știu atitudinea și ceea ce s-a întâmplat sus, la, n-am reușit. Eu, probabil la treia carte. Nu, puneți într-o poziție incomodă pe domnul Ivescu. Domnul Ivescu nu vroia să treacă la un act arbitrar de ucidere a celor doi, pur și simplu printr-un... În cine au fost cei care au luat hotărârea de suprimare a soților Ceaușescu? Ion Ivescu, am înțeles. De judecare. Urmată de, de execuție. Tocmai. Să fim corecți în termen de judecare urmată de dacă execuție. Vreți dumneavoastră, dinainte știută că nu se putea o altă pedeapsă pentru... Eu vreau să scurtez și să spun cum stăteau lucrurile în fapt. Dumneavoastră sunteți atent la nuanțe. Cine sunt cei care au hotărât suprimarea soților Ceaușescu? Nu pot să vă fac o enumerare sigură, precisă, pentru că noi eram din grupul acela care am semnat comunicatul. Un moment vă spun. Deci din cei 39 care am semnat în seara de 22, am rămas un nucleu executiv care nu era în permanență. Unul mai pleca, mai venea. Deci eu pot să vă spun... Poziții distincte dintre cei care au hotărât. Cine au hotărât până la urmă, că în unanimitate s-a hotărât înființarea tribunalului și toată soluția asta. Da? Deci ultimul care s-a lăsat în duplecat a fost domnul Iliescu, dar a fost Cazimir Ionescu, Petre Roman, Silviu Brucan, Dumitru Mazilu, eu, poate Nicolae Radu, de aici nu mai știu sigur. În Sergiu Negalescu poate era... Unii veneau, plecau... Nu intrați în baie câte 2-3? No. Era maximum cam 7, între 7 și 11 persoane. Eu v-am enumerat un număr de persoane care eu mi le amintesc sigur. Am Dan Marțian putea să fie... Acum, știți, fiecare, pe de-o parte, nu dorește să își asume această chestiune. Deci mie mi-e foarte greu, altul poate să fie nemulțumit că l-am omis. În orice caz, între 7 și 11 persoane formam nucleul ăsta executiv, care a ținut în permanență... Deci, uitați-vă, pe primul loc al șovăielii era domnul Iliescu. Spuneți-vă, pe locul 2 cine era? Deci, cam... Cu cine care au fost pozițiile distincte? Asta întrebați în șovăielii. Da, uite, Mihai Ispas a fost tot timpul cu noi. Adică era pentru ezita? Nu, domnul Roman ezita? A fost prezent. La început, da, și odată ieșind de acolo, mi-a spus, nu mai fi pe se loc, nu mai insista, soluția ta se discută. Cine a zis, domnul Roman? Petre Roman, da. Și ceilalți... Ai să ai execuție, așa ceilalți... Ai să ai execuție. Ceilalți ce poziție aveau? Erau poziții juridice, erau poziții umanitare, dacă vreți, adică și eu mereu aduceam argumentul cu Mussolini, cu într-o revoluție totul este suspendat, e act justițiar revoluționar și nu se pune în discuție. Eu am propus și soluția unui atac terorist și au fost prinși la mijloc, am propus evadarea de sub escortă, adică erau niște soluții care în istorie s-au mai practicat. Nu gândeam ca un individ și nu aveam o logică a unui om obișnuit, ci mă situam pe o poziție, dacă vreți, a unei gândiri impersonale sub imperiul necesității. Adică judeci în ordinea care este deasupra chestiunilor individuale omenești, în care sigur că e oribil să vorbești de moartea unui om ca de un lucru foarte domnule banal. Domnule Stătulescu, dumneavoastră n-ați participat la aceste discuții deloc? Nu am participat. Deja din seara când, 23 seara când mi s-a spus că noi am hotărât să fie mixtă o părere geală militarul, se pare că a apărut un moment de neîncredere asupra poziției viitoare a mea. Dar vreau să precizez, folosind chiar pe domnul Ion Ilescu și volumul din Momente de istorie, editura enciclopedică, pagina 27-28, care spune că decretul a fost dat pe 24-12-89, grupul restrâns al membrilor CFSN care lucrau în clădirea Ministerului Apărării Naționale a decis. Punctul 1. Instituirea unui tribunal militar excepțional. Tribunalul va judeca în conformitate cu prevederile legale rămase în vigoare în acest moment. Tribunalul va fi alcătuit conform legii privind organizarea judecătorească și reprezentanții Frontului Salvării Naționale vor fi. Și eu vi dau exact cum a fost scris acolo. Victor Stănculescu, Voican Voiculescu și Virgil Măgurea. Asta e decretul. Am înțeles. Punctul trebuie 2. Să fac precizare, iertați-mă pentru telespectatori. Am făcut în nenumărate rânduri invitații
domnului Virgil Măgureanu, care a participat și domnia sa și era interesant cum a ajuns la procesul soților Ceaușescu, însă nu a vrut să participe. Vă rog. Deci, punctul 2. Asta ar fi problema directă, cum a fost tradusă într-un act, să zic, normativ, al vremurilor grele în care se forma o conducere. Am trei întrebări foarte scurte pe dumneavoastră și v-aș vrea să răspundeți la fel de scurt. După aceea să trecem din nou la ceea ce se întâmpla la Târgoviște și o să rog pe domnul Chemeni să ne spună dacă Ceaușescu le-a oferit bani sau a vrut să le ofere bani sau alte bunuri pentru a fi eliberați într-un fel sau altul. Spuneți-mi, a existat o competiție între generalii Vlad și Neagoe după fuga ceaușeștilor? Vlad conducea securitatea, Neagoe conducea acea direcție de servicii speciale. Nu cred. N-am fost aici, a fost în afara contactului cu mine, dar nu cred. Era arestat deja Neagoe. Neagoe a fost arestat a doua zi. V-am mai pus întrebarea, însă, la începutul emisiunii, însă nu știu dacă ați avut atunci răgazul să răspundeți tocmai. Sunt indicii că generalul Neagoe a cooperat cu generalul Stănculescu, iar generalul Vlad cu generalul Gușe. Să fi fost doi centri militari de putere în acele zile de haos total? Nu, cooperarea Stănculescu-Neagoe a fost indirectă în momentul când am căzut de acord că să dăm același ordin pe aducerea elicopterului, punctul 1. Și 2, probabil că după aceea, când a plecat elicopterul, i-a dat ordinul să se dezarmeze oamenii și să se dispară din interiorul clădirii ca să nu apară o baie de sânge, care a fost, de fapt, ideea principală a scoaterii acestora de aici. Vă întreb, Gușe și Vlad erau anti-ruși, anti-Iliescu, erau naționaliști, Iliescu și militarul erau prosovietici, Mazilu, Brucan, Roman și chiar dumneavoastră erați pro-occidentali, poate și domnul Gelu Voican Voiculescu? E greu de spus că s-a făcut atunci o selecție pro și contra, vest și est. Nu, dar se putea face ruși și... Nu, e greu de spus treaba aceasta, pentru că nici nu au fost atunci contacte în care să apară asemenea discuții eventual în contradictoriu. Și nici preferințe. Cert este că a fost, și o mențin și acum, o mare greșeală, pentru că s-a condus la un moment dat din trei centre. Dumneavoastră ați pendulat cumva între aceste centre de putere? N-am pendulat deloc, n-am pendulat. Ce am urmărit, să văd ce se întâmplă și să văd către cine se îndreaptă atenția. Bun, explicați de ce v-a debarcat pe noastră și l-a pus pe generalul militar. Cum vă explicați, totuși? De ce? Ce semne erau? Ce... În legătură, în completarea domnului Cristoiu, erați cumva în atenția Occidentului? Nu cred că eram în atenția Occidentului, pentru că n-am avut relații speciale cu Occidentul. Dar vreau să vă spun ceva care mi l-am notat aici. Thomas Ross, pe 7 februarie, trimite o scrisoare care apare în Allgemeine Zeitung din 9 februarie și spune, printre altele, punctul 1. El a avut un contact cu mine, eu fiind în calitate de ministru al Economiei Naționale. Am fost 50 de zile ministru Economiei Naționale, 400 zile ministru apărării, 150 de zile ministru industriilor. 600 de zile cât a fost guvernul Roman până la cădere. Thomas Ross spune, cea mai importantă persoană în domeniul economic din România este un general în civil, Atanasie Stănculescu, care în zilele Revoluției a deținut o poziție cheie, spune el. Probabil că din cea cules din zonă. 2. Generalul s-a ocupat nu numai de protecția fizică, ci și de starea psihică a noului nucleu de conducere. Și îl citează pe domnul Brucan. Încă din zile când stăteam în clădirea Ministerului Apărării Naționale, generalul Stănculescu a fost omul pe care ne-am putut baza în multe privințe. Explicați-mi și mie și astăzi de ce am fost schimbat. Întrebați-i pe domnul Brucan de ce. Domnul Tucă, de ce? Pentru că după aceea, după 28 ianuarie, la primele zile ale februarie și în special pe 15 februarie, de trei ori mi s-a propus să revin la Ministerul Apărării Naționale în calitate de ministru, pentru că erau mișcările acelea în armată, pe care domnul Voican Voiculescu le știe. Se pare că și dânsul a fost unul dintre cei care a insistat și a recomandat lui Ion Ilescu ca să facă această apel și l-am refuzat. Pe 16 februarie dimineața am fost investit, după ce în seara zilei, în prezența primului ministru Petre Roman, mi-a spus a treia oară ce
avem o problemă, la ora 18 i-am cerut urgeală militarul să-și dea demisia, a depus demisia și vreau să fii numit ministru apărării. Și atunci i-am spus, v-am spus de două ori și mențin aceeași părere. Și atunci mi-a spus că deja am discutat cu domnul Copostu, cu domnul Câmpeanu, cu domnul Rațiu și am semnat decretul. Am dat ordine urgeală Ionel mâine să fii instalat de către mine în sala Marea Adunării Naționale, Palatul Vechi. Deci, a fost o perioadă în care, probabil și cu ceea ce s-a spus Ceaușeasca, Elena Ceaușescu, Victoraș, ai grijă de copiii mei, s-a creat o legendă, și cu alte probleme, s-a pus în jurul meu o asemenea semn de întrebare, domnule, asta e nesigur. Asta e concluzia care am tras-o. Vă rog, domnul Mungeluica. Nu e chiar o nesiguranță, pentru că atunci nu v-ar fi pus Ministrul Economiei Naționale. Generalul militar, zile. Generalul... Erați acolo, de ce l-a fost până în februarie? Erați acolo, de ce a fost pus generalul militar? Și a fost generalul militar nu a făcut parte din CFSN. Vedeți că nu este printre semnatari. Domnul Voica, stați puțin. Iertați-mă o secundă că tot acolo merg. Dumneavoastră a spus, era în siguranță, era o siguranță soții Ceaușescu, pentru că domnul Stănculescu confirmase prinderea lor și așa mai departe. Bun, dacă exista această siguranță și încredere mare, de ce a fost schimbat generalul Stănculescu? Încerc să vă explic. Vă rog. Deci, generalul militarul n-a făcut parte din CFSN, dar el a venit încă din 22 îmbrăcat în uniformă și a avut intervențiile cunoscute. Acolo, la MAPN, el se afla tot timpul printre general. Eu, ca să vă spun sincer, habar n-aveam că el nu este activ în momentul ăla, pentru că eu eram un om venit după stradă, nu? Și nu cunoșteam armada generală și oricine în uniformă mi se părea că este militar activ. Fiind și mai în vârstă, mi se părea normal ca el să aibă o anumită poziție. În momentul când s-a făcut această schimbare, domnul general Stănculescu a rămas pe poziția de adjunct și în următoarele trei zile a trecut la Ministerul Apărării Naționale. Deci la Economie Națională. La Economie Națională. N-a fost vorba de o neîncredere totală, dar... Cum generalul militar, ministrul Apărării Naționale și spui că nu e vorba de... Generalul militar avea un trecut, făcuse conspirații înainte și i se părea că este legitim ca din același și timp. Domnul general Stănculescu era totuși domnul general Stănculescu era totuși din vechea echipă. Ori noi făcând o revoluție schimbam tot, deci era și o surpriză. A fost și eu după 10 ani că era ceva din secretele veche. Dar n-a fost o discuție, domnul Stănculescu. Ne-am trezit că se face această propunere. Se întâmplă însă că generalul militarul a fost impopular în armată și atunci când se referea domnul Stănculescu că a refuzat de 3 ori, s-au făcut totuși presiuni să preia comanda, toată armata îl vroia pe domnul general Stănculescu și așa a și fost numit din nou. Mai fac o singură precizare legată de Tribunalul Militar Excepțional, care e importantă. Ajungem acolo, că încă n-am ajuns la proces, din nefericire. Dacă vreți, o ultimă întrebare am pentru domnul Stănculescu. Vom difuza publicitatea și după aceea îl voi ruga pe domnul Chemenici să explice dacă au existat acele presiuni din partea soților Ceaușescu pentru eliberare și aici o să-și aduc aportul și domnul Domenico să explice tensiunea și, practic, acea luptă extraordinară care se dădea în fiecare dintre cei care erau în garnizoană și aveau un rol cât de cât important. După aceea vom trece la discutarea procesului. Vreau să vă întreb, domnule Stănculescu, la București securitatea prin vocea lui Iulian Vlad era clar, depusese armele. Au fost structuri ale Ministerului de Interne care au făcut mai târziu acest lucru. Vă întreb. Au constatat că partida Ceaușescu era pierdută. Vezi și cazul de la miliția din Târgoviște, dacă vreți. Și atunci au aruncat pisica neagră în ograda armatei? E puțin probabil că s-a încercat aruncări de pisici dintr-o ogradă în alta, dar eu vă spun că a fost pe fondul acelei dezorganizări a unui sistem până la închegarea unui nou sistem, foarte greu să ne dăm seama ce se petrece. Și pe linie militară, și pe linie de interne, și pe linie politică. Și știți că toate aceste frământări s-au repercutat în mase și au reverberat de jos
sub diverse forme, inclusiv prin acele știri care veneau cu Duiumul și care veneau pe canalele de televiziune, am fost informați de că cineva ne-a dat telefon că și veneau bilete după bilete care au creat sau au adăugat și acestea un plus de dezordine în ceea ce vrea să reorganizeze. Mulțumesc! Publicitatea vom continua după aceea și nu uitați, în ultima parte a emisiunii vom intra în legătură cu dumneavoastră. Veți putea pune întrebări tuturor invitațiilor mei din această seară la o ediție specială a emisiunii. Publicitate! O secundă, că aveți instalația. Da. Aveți în spate, nu eram pe scaunul ministrului, din spate, din cămăruță, m-am făcut până ce noi am făcut la lumea voastră și special în etat. M-am spurat frumos, am ieșit pe dreapta și am spus, domnule Geal, tovarășe Geal, poftiți. Mm-hmm. Să nu Geal, uitați, nu, stai, te rog pe scaun, că eu nu cunosc nimic din probleme. Nu sunt la curent și ai toate legăturile. Vedeți? Și am zis, iau pe scaun. Și ați mai rămas 3 zile. Măi, Maria, spuneți-i Maria să mă asculte puțin. Măi, sună telefoane la oameni acolo? Putem să luăm ceva, să intrăm scris sau să luăm doar în direct? Doar în direct, nu? Auzi, știi ce? Vezi, spune lădura să mă oprească și mie ziarele acolo, setul meu de ziare, că o să-l iau când plec spre casă. La studio. N-ați fost atunci în piață, n-ați venit. Continuăm emisiunea din această seară. Domnule Chemenici, aveți cuvântul în legătură cu acele zile dramatice pe care le-ați trăit la Târgoviște. S-au făcut presiuni din partea soților Ceaușescu? Vreau să răspund punctual. A spus cu mituirea. Vă rog. Pare rău că trebuie să combat. Ceaușescu n-a avut încă în concepția lui economia de piață asta cu banii. Vă spun sincer, personal pentru mine, și cred că așa a și gândit, tot timpul făcea, îmi spunea probleme de patriotism, că el este singurul care poate să asigure independența, sănătatea statului. De asemenea, îmi spunea că prin dispariția lui, rușii ne vor lua Moldova, ungurii ne vor lua Transilvania. Deci venea absolut numai probleme din acestea. Și se purta frumos până când vedea că nu pot să rezolv problemele, adică că nu pot să fiu de acord cu el, să-l duc la Marea Adunare Națională și lucrurile acestea. Și atunci spunea, zice, ai trecut de partea lui Milea, lui Gus și probleme din acestea. Deci probleme materiale nu a pus sub niciun fel. Mai vreau să fac niște precizări. Eu zic că Ceaușescu și cu Elena au plătit cu viața pentru tot răul care a făcut României. Și acum să-i socotim ca pe niște oameni, să zic că au plătit pentru ce au greșit. Și să fim un pic cinstiți. Mulți s-au spus că au vrut să părăsească țara. Domnul Tucă, e ceva de neconceput. Eu cu el, cum am stat de vorbă tot timpul, nici vorbă, nici ea, nici nu concepea. Asta e o chestiune care nu știu cum să... Avea un patriotism exagerat, dar nici de cum să-și părăsească țara, să... fac sau problema asta care spuneți dumneavoastră cu bani. Dânsul a fost acolo, v-a propus vreodată bani, să vă dea bani, grade, funcții? Dacă mă duceți undeva în siguranță, vă dau orice și vă, nu știu ce, s-a zis de 20.000 de dolari, nu, prostie. Mie personal, de-aia v-ați întrebat că au fost foarte multe zvonuri în acest sens. Este foarte importantă pentru că chiar în filmul care l-au făcut celebrul englez, un domn major, dar e făcută pe 92,
Tecu spune că i-a zis că dă un milion de dolari în cont. E foarte important de precizat asta, pentru că discutăm cu dumneavoastră sub nicio formă mie nu. De acord, bun. Și mult a spus că prin luptă, rețineți, prin luptă să iau două, trei transportoare, că și el e un bun ochitor, trăgător, să-i dau o armă și să mergem și să ajungem la muncitorii lui, la București. Deci să vedeți ce era în capul lor de nebunie și de încredere în clasa lui muncitoare. Muncitorii de la București. Muncitorii de la tot timpul așa spunea. Sau să-i ducem la oțelărie. Da, bine. Să-i ducem la oțelărie, pur și simplu a trăit o realitate, adică era în afară realității. Foarte extenuat la un moment dat și își făcea probleme, și cum să... Că se ies cu astea mototolite și pe aici, știam că la Târgoviște pe aici un depozit de haine. Vrea să-mi dea bani, domnul Tucă, adică să-i plătească, nu-i avea, dar spunea că m-a plătit să-l înscriu la popota oficerilor. Că vrea să mănânce, să mănânce, deci ce concepție, cum gândea, deci credea într-o oarecare măsură că asigur protecția, cu toate că uneori îmi spunea că zice-l păzesc, și că vrea să mănânce și el cu ofițerii. Și spuneam, tovarășul comandant suprem, aceasta e mâncarea care o mănâncă colonelul și soldatul. Noi asta mâncăm. Și deci nu avem altă mâncare. Eram trecuți în alarmă de luptă. Am înțeles că s-a rugat într-un fel sau altul dumneavoastră să îi aduceți o cămașă, să schimbe cămașa. Da, și în regret asta, domnul Tucă, pentru că îl vedeam, era gestul acesta, că făcea așa și mânicile la cămașă, într-adevăr, erau astea, nu știu, le-ați aflat din carte, dar am regrete pentru că poate cu unele eforturi puteam să-i satisfac această... Unde explicați cum se trebuie? Asta, după ce l-a bătut în unitate, am apucat să am ieșit și eu afară. Cine l-a bătut în unitate? Și l-a bătut un capitan sau nu știu ce, l-a umplut de sânge și s-a șters. Că m-am dus la ieșit. Și ce ați făcut, domnule? V-ați luat la bătaie? Doamnă Tocă, nu e adevărat. Eu n-aș fi admis astfel... Cu chestia cu că a vrut să sară pe geam și s-a lovit de gratii? Nu, vă rog să... Și aceasta face parte și această informație, care este total falsă, după părerea mea, face parte dintre exagerările specifice presei. Într-adevăr, în 24, Nicolae Ceaușescu, auzind manifestanții strigând ole, ole, Ceaușescu nu mai e, dorind neapărat să vorbească manifestanților, a vrut să deschidă, a cerut întâi să îi se deschidă fereastra să vorbească manifestanților. Capitanul Boboc nu a vrut sub niciun motiv, bineînțeles, că era un secret total prezența ceaușeștilor, chiar la 20 de metri de bulevardul unde strigau acei oameni. Iar Ceaușescul, înțelegând că de fapt se strigă ole, ole, Ceaușescu, unde e, deci masele îl cheamă, îl caută să vină în mijlocul lor, Boboc l-a tras de mână, efectiv, că altfel deschidea fereastra. S-a dezechilibrat și s-a lovit puțin de colțul unui cuier, mi se pare, ci era oricum înalt. Am cercetat pe loc. Deci nu a fost vorba de bătaie, nu a fost vorba de schingiuire. De aici, de la această bătaie, s-a zis că Ceaușescu a fost schingiuit la Târgoviște. Domnul Tucă, îmi permiteți că am făcut cercetări. Primul care trebuie să informeze, și suntem aici mulți militari, e comandantul unității. Eu trebuia să-l raportez. Asta era eveniment. Să lovești pe oricine. Să lovești pe cine, dar pe comandantul suprem. Să vă spun de ce nu l-a bătut, pentru că ce am făcut? Mi s-a raportat incidentul, am venit la el și m-a cerut să-l schimb pe acest ofițer. Schimbarea ce am făcut-o? L-am scos pe Boboc, care era înăuntru, profesorul Boboc, și l-am pus santinele la ușă. Și am introdus pe Stoica, care era la ușă, în interior. Ca după vreo câteva ore, ei să fie în transportor blindat și așa mai departe. Dacă acest Boboc l-ar fi lovit pe Ceaușescu, Ceaușescu nu admea să mai stea cu el. Al doua problemă, a apărut în presă că a venit, că mi-a spus mie Ceaușescu, nu știu dacă ați auzit așa ceva, că să-l împușc pe acest ofițer că a îndrăznit să-l lovească. A apărut în presă, vă arăt în presă. Da. Cum se poate așa?
la un moment dat i-ați spus-o, o să iau măsuri până la, nu știu ce, i-ați spus-o dumneavoastră. I-a spus ce au l-am schimbat, dar tot afară. Da, și atunci i-a spus că o să luați măsuri cu el până la nu știu ce i-a spus. Nu, l-am schimbat la ușă. Eu l-am întrebat pe Boboc atunci și zice, ce ai avut cu el? Și a avut să sară pe geam. Și erau gratii electric drumul ăla. Și l-a bătut sau nu? Care eu n-am văzut, dar era plin de sângea mea. Și l-am împiedicat să iasă la geam. Domnule Toca, aici avem un martor care este imparțial. Luăm caseta procesului. Dacă o urmă de agresiune ar fi existat, ar fi fost prima care ar fi fost strigată. Niciun moment pe parcursul dezbaterilor Ceaușescu nu a făcut o astfel de afirmație. Nu ne-a considerat legal constituiți, nu ne-a considerat îndrept să-l judecăm, dar niciun moment nu a spus că a fost agresat. Și aici este memoria videocasetei care spun eu că liniștește lucrurile. Domnule Chemenici, deci v-a cerut cămașa să se schimbe, da? Ce v-a mai cerut pe parcursul? Să-l știu la popotă ofițerilor. În general îmi cerea să-l duc, am spus, deci la Voinești, la Câmpul Lung, la București, la Marea Adunare Națională sau la Televiziunea Română, că el va... Apropo de televiziune, dumneavoastră urmăreați în acele zile Televiziunea Română Liberă, în permanență. Da. Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu, au văzut vreo clipă ceea ce se întâmplă la televizor? Nu au văzut. Au avut inițial, a avut televizor, până le-am scos televizorul. Când au avut televizorul? În care dintre numai când au intrat. Când. Urmă n-am avut deloc. Absolut deloc. A fost în cameră, dacă n-ați venit dumneavoastră, mi l-am luat. Îmi spunea, ce tești afară și mai află ceva. Ceaușescu. Nu, că n-am avut nici ce întrebări. Și mă duceam și întreba, doamne, ce să mai întâmplă? Nici eu, era mai rea, adică nu știam absolut nimic. Și nici mie nu spuneam nimic. Adică nu... Bun, și le spunea cineva soților Ceaușescu ce se întâmplă la televiziune, că practic la televiziune se întâmpla totul. Acolo, de acolo veneau știrile. Că a venit un Ion Iliescu și a luat puterea. Și așa mai departe. Știa domnule general? Tot timpul ofițerii, cel puțin din declarațiile lor, l-au informat. Și am, dacă vreți, discuțiile, ce a spus despre Iliescu. L-a întrebat pe Boboc sau pe... Așa. Așa, cine l-a conduce? Și a spus că Iliescu. Și el a întrebat, zice, cine e ăsta Iliescu? Dar ea spune, zice, cum nu-l știi pe Iliescu? Așa, pe urmă a întrebat de militarul. Zice, cu armata cine? Zice, generalul militar. Aoleu, caghebistul ăsta. Și l-a schimbat, vorbea de gândând să-l spună, să zice că la ora 9 îl numise pe domnul Stănculescu. Și uite, l-a terminat și pe ăsta. Și acum a pus caghebistul ăsta. L-a schimbat pe domnul Stănculescu, pe care îl fusese dânsul. Și l-a pus pe... Deci informația, așa cum spune domnul, nu am pus... nici televizor, nici radio, de frică, zic, să nu nebunească, pentru că vedem că era atât de străin de situație și zic, nu-l mai duc cum aveam ordinul. De ceilalți revoluționari aflase, de ceilalți cunoscuți, Mircea Dinescu, care fusese urmărit de securitate, de ceilalți cunoscuți, Caramitru, care era un actor, Sergiu Nicălescu, știa despre asta? Da. Știa și spunea că ce mai vor și ăștia, că au avut toți și zice, au plecat din țară când au vrut, nu? Da, au venit când au vrut. Domnul Sergiu Nicălescu zice, l-am lăsat să duc în Germania, i-am dat de fiecare dată, tot ce a vrut, tot ce a să... Și acum... Așa, continuați. Foarte interesant și în carte și în toată această discuție și totuși mie mi se pare ceva aberant, nu știu, tot ceva ireal. Totuși, Ceaușescu era chiar atât de rupt de realitate, nu că nu pun la îndoială asta, nu că și în carte se vede, adică ceva, se pare că ceva da. E în neregulă. Dacă cerea să meargă în mijlocul muncitorilor. Adică el nu era conștient, atunci era atât de dezinformat, nu se poate. Domnul Domenico. Dar pe 21, când a organizat meeting-ul, așa nu era informat? Asta e clar. Sau era la informat? Momentul, în permanență, aveam amândoi, deși eu care îl apăram, și el, același dușman. Știți care era? Securitatea. A el cu securitatea, da. Avea cu securitatea. Tot timpul spunea că dușmanul... Și ce, securiști? El, teroriștii aceștia, îi spunea teroriști și securiști, spunea. Și securiști. Nu. Îi spuneați, domnule, există teroriști în pușcă, oameni au murit tineri în piață și așa, îi spuneați aceste lucruri? I s-a mai spus, dar spunea că sunt din afară, veniți. Atât de la Timișoara i-am spus. Asta, că au murit oameni la Timișoara. Asta i-am și spus. Ce a zis? Nu e adevărat. Și în legătură cu Bucureștiul?
În legătură cu Bucureștiul, domnule Chemenici. Cu Bucureștiul nu e. Că ne spuneați, domnule, mor oameni pe stradă, se împușcă. Nu i-am spus. E o discuție între noi. Dar cine îi spunea? Ce ofițeri? Ofițerii care erau acolo. Nu spunea nimeni. Nu îi spunea absolut nimeni nimic. Absolut nimic nu îi spune. Păi stați o secundă. Păi și atunci cum vorbea de Nicolaescu? A, ne întreba, da, ne întreba. A, vă întreba pe cine? Sigur. Păi și ofițeri. Ofițeri. Ei mai veneau. Ei mai veneau de la telefon. A, dar nu veneau ei să spună, spuneți dumneavoastră, ci veneau să el întreba. Domnule Chemenici, spuneți-mi, dumneavoastră, cui vă subordonați direct? Că practic, la un moment dat a existat, se pare, această dualitate Gușe-Stănculescu. Gușe era șeful statului major, da? Da. Iar dumneavoastră erați și, practic, ministrul apărării naționale. Ceaușescu tot repeta că dumneavoastră, domnule Stănculescu, și numai cu dumneavoastră să se ia legătura. E adevărat, domnule Chemenici? Eu am luat legătura cu domnia sa nu pentru că mi-a spus... Nu, dar v-a spus Ceaușescu? Nu, niciodată. Uh-huh. Deci niciodată. Eu am luat legătura, deci legătura mea direct era așa. Comandantul armatei, domnul Stănculescu și după numirea domnului... Militaru. Militaru. În rest, nu. Am încercat să iau legătura cu domnul Gușii, dar din codificările care le vorbeam eu cu domnul Stănculescu, încercând să vorbesc cu domnia sa, am înțeles că... Dar de ce încercați să luați legătura cu domnul Gușe dacă... Nu-l găseam. Nu-l găseam la telefon. Și atunci mi-am dat seama, mă spuse dânsul, dar era în afară de problemă. Cine? Domnul Gușe. Nu știa nici că ei sunt acolo, nu știa nici cine sunt eu. Uh-huh. Nu deci domnul Gușe... A, deci ați avut această convorbire. Da, era pe... Avem la telefon pe doamna... A spus că are alte probleme și... Avem la telefon pe doamna Gușe. Vă rog să-mi faceți legătura, să-mi spuneți în momentul în care avem legătura telefonică, da? Este pe fir? Haideți să începem această legătură și cu telespectatorii, cu doamna Gușe. Bună seara, doamnă! Bună seara, domnilor! Vă ascultăm. Mă numesc Gușă Rolea, sunt din București. Vreau să pun domnului general Stănculescu... Ați fost soția domnului Gușe, da? Da. Da. Mă scuzați că sunt puțin... Vă rog. ...emoționată. Vreau pentru domnul general Stănculescu, se referea mai înainte la boala soțului, că a avut antecedentele bolii generalului Gușa. Vreau numai să spun că în toată cariera militară, soțul a avut 21 de zile de concediu medical în 1990, când a fost la clinica de urologie la Târgu Mureș ca să scoată o piatră de la rinichi. Și abia după 90 au început problemele sănătății lui. Și în toate notările anuale care se făceau, vizitele medicale, nu erau probleme. Deci una este, aceasta este întrebarea. O altă întrebare, tot pentru domnul general Stănculescu, m-a auzit? Da, da. Sigur. Da? Care au fost motivele reale ale destituirii din funcția generalului Gușă, dacă dânsul le cunoaște, bineînțeles? Și o altă întrebare pentru domnul Celu Voican, dacă dânsul are cunoștință de revolta ofițerilor din 6-7 ianuarie 1990 de la Ministerul Apărării, a șefului... Da, vă mulțumim, doamnă. Vă rog să mă scuzați, mulțumesc, bună seara. Nu e nicio problemă, vă mulțumim pentru întrebări, nu e nicio problemă, vă mulțumim pentru întrebări și de-a dreptul dumneavoastră să le puneți. Bună seara, vă rog. Să rămâne, doamnă Gușe. Este vorba exact de internarea de la spital de la Târgu Mureș, la care mă refeream. N-am făcut o legătură directă, după aceea știu când a apărut boala în sine care l-a doborât și pe care cu care s-a luptat ca un militar. La cea de-a doua întrebare? La cealaltă întrebare... Dar de ce a fost înlocuit generalul Gușe? Știu că atunci când geala militar a fost numit ministrul apărării, a încercat să schimbe echipa. Mai mult nu știu. Domnul Gelu Voican, voi crezi? Eu pot să vă spun, în primul rând, se imputa generalului Gușă că n-a stat la statul major și a stat acele zile în comitetul central lângă Verdeț și din întâmplare lângă generalul Vlad, și asta a fost o întâmplare fericită pentru că se scurcircuitau niște informații și au putut să dejoace foarte multe tentative de încăierare a armatei cu securitatea. Cei care vorbeau
alternativ, ori cu generalul Vlad, ori cu generalul Gușă, nu știau că ei sunt alături. Și atunci, imediat își schimbau informațiile și constatau că nu este vorba de neadevăruri. Deci, odată îi se imputa această abandonare a postului de la statul major, iar în două rânduri, generalul Gușă a ridicat tonul la noi, la noua echipă a puterii, acuzându-ne că creăm anarhie și făcând caz de carnetul roșu de partid și de o anumită fidelitate față de ideea comunistă. Asta a făcut-o și față de Sergiu Nicolaescu și la MAPN față de noi. Era considerat pe de o parte destul de epuizat și în același timp au venit și zvonuri că este vinovat de represiune la Timișoara. Bineînțeles, executând ordin. Și atunci, după numirea generalului Militaru, acesta a hotărât trecerea lui la comanda armatei din Ardeal. Abia pe urmă a trecut la armata a doua, la Buzău, unde a rămas comandant până la sfârșit. Deci, sigur, pe fondul acestei înlocuiri, s-a încercat o schimbare de echipă. Cum am mai spus, generalul Militaru nu era popular, a reactivat 28 de generali care fusese răscoși în rezervă cu suspiciunea că ar fi legați de filosovietici de către Ceaușescu. Ofițerimea tânără era revoltată de prezența lor și la ce se referă doamna, eu n-am asistat, domnul Măgureanu a fost acolo, într-adevăr, tot statul major întrunit a scandat gușă-gușă și l-a huiduit pe Militaru. Au fost primele semne că Militarul este impopular. Asta în 6-7 februarie. A durat tot procesul ăsta și pe 15-16 februarie generalul militar a fost schimbat și a dus în locul lui domnul general Stănculescu, care era cel mai popular om în armată. Și generalul Gușă era popular în armată, dar avea această pată cu Timișoara și de altfel generalul Militaru deja... Nu, generalul Militaru emisese mandate de arestare pentru generalul Toplicianu și pentru generalul Gușă, care era la Buzău, și ei predau comenzile urmând să fie arestați. Dacă nu survenea această schimbare cu domnul general Stănculescu, ei ar fost și incriminați pentru represiune. Acum, între timp, s-au lămurit suficient de bine care au fost... vinovățiile la Timișoara. Bun, haideți să ajungem la momentul procesului. Dar vreau să pun și o întrebare înainte de proces, care este fundamentală și care a agit de 10 ani. Este chestiunea teroriștilor, care se tratează și în carte. Vreau să întreb părân, domnul Chemenici, au fost teroriști sau nu care au tras asupra unității? Dacă au fost, au fost foarte puțini. Mult mai mult... Nu, domnule Tocor, vă spun, mult mai mult am tras noi în noi. Adică am fost de aici. De unde aveți garanții că existau teroriști? Mai puțini. Provocările vineau de afară. Păi n-ați spus că ați tras în dumneavoastră? Vorbesc în soldați. Păi cum trăgeau soldați de afară în soldații din garnizon? Da. Focul cel mai mare s-a tras atunci când niște grupuri de militari în autogară, au tras peste liceu, loviturile unii, ricoșeul și ăsta, au ajuns în unitatea noastră, iar unitatea noastră au tras, fără ca foarte puțin de cei 150 de oameni care erau în comandament, să fie rămas vreun cartuș. Deci, câți oameni au murit la Târgoviște, domnule general? 6, inclusiv Nicolae și Elena, deci 6. 4 militari, și un oficier, 3 soldați. Nicolae și Elena Ceaușescu. Și Elena Ceaușescu. Și cei 4 cum au murit? Că cei 2 știm. Unul a murit în unitate lângă statuia lui Donald Doilea, deci practic încă nu se știe cum de a murit, că a murit, că am tras noi, adică ricoșeu sau ceva, sau de la liceu încoace. Domnul Tucă, ăsta dumneavoastră, e. Dar cine a tras din liceu? Din liceu... N-a tras nimeni, a ricoșat. A ricoșat sau a fost... Domnul general, eu vă întreb, dumneavoastră spuneați că... Au fost oameni din liceu sau nu? Domnul Cristoiu v-a întrebat la control n-am găsit. Domnul Cristoiu v-a întrebat de teroriști, mi-a să spuneați că dacă au fost puțini. Da, restul celelalte au fost, cum să spun eu, diversiuni, domnul.
Păi nu, dar au fost puțini. Dar ce garanții aveți că au fost și acei puțini teroriști? Pentru de care că, pentru că se întâmplau, de exemplu, de soldații care au raportat. De ce s-a deschis focul? Se făceau cercetări. Și aici e un lucru care vreau să precizez, foarte important. Unitatea a fost împărțită în 5 sectoare. În fiecare sector erau anumite subunități. Făcând cercetări, noi am avut 37 de comandanți responsabili în unitate. Ei, din acești 37, fără să mă socotesc eu ca comandant, absolut niciunul, dar absolut, nu a dat comanda foc. Deci totuși, nu există ofițer. Totul s-a tras sute de mii de cartușe. Deci pleca către un cartuș, două, vedea cineva o anumită, să știm lumină, sau foc la gura țevii, sau se trăgea deci chiar. Deci nu există, practic, nici cea mai mică dovadă că ar fi existat teroriști. Doar declarațiile militarilor, sigur, care au văzut sau li s-a părut să trage. Dar făcându-se cercetări și așa, tu n-ai tras, dar totul s-a tras din sectorul ăsta. Și mergeai și câte unul mă recunoștea. Știți, am văzut ca la Revoluție. Da. Da, e foarte important, de exemplu, domnul Boieru, dacă nu mă înșel, în prima carte, domnul Domenico, povestiți pe aeroport că la un moment dat veneau niște forme luminoase. Da, este vorba de până pe data de 25. Da, cum? Deci, cum era? Adevăr, a fost scris și un articol în ziar, imediat pe data. Nu am avut chestia asta că s-a scris un articol în ziar. Nu asta a spus acolo. Deci domnul Ducă, vorbeam cu domnul Cristoi. Deci, nu vorbiți cu domnul Cristoiu sau cu domnul Stănculescu. Deci, într-adevăr, pe aerodromul... Întrebarea era următoare și v-am pus întrebarea. Deci, de aici nu vorbim despre articole scrise în ziar. Ați fost acolo când ați văzut formele luminoase? Da, am fost acolo. Bun, ce ați văzut? Deci, pe data de 18-19, nu știu exact data, a apărut undeva la, vă spun exact poziția, deci la nord-vest de aerodrom, la îndepărtat a apărut un obiect luminos, care a fost dat ca o zene. Deci, bateria de artilerie antiaeriană care exista acolo a tras asupra acestui obiect, dar acest obiect se repărta, se apropia. Deci, cine a colonelul, cine a dat deci comandorul Suciu este cel care poate să vă lămurească în această privință. Eu am văzut cu ochii mei. Am înțeles. Și cine l-a dat drept OZN? Deci, spus spus, după mine, după părerea mea, era OZN. Deci nu era un avion. Deci era un obiect mult mai mare decât un avion. Avionul își lasă anumite lumini, deci pâlpâie. Deci era un obiect luminos aproape cât luna era de mare. Cam ce era, domnul general, de electronic, modern, apropo de războiul electronic? Nu știți că de-abia acum ne-am lămurit că se experimentează armele care probabil că s-au încercat și noi să se experimenteze. Probabil că se experimentau niște arme atunci. Probabil, sau niște sisteme. Sau niște sisteme. Sisteme. La noi am oprit domnul tragerea. Există un întreg studiu făcut de armată cu toate orașului concluziile. Un balon luminos. Da. Era chiar deasupra blocurilor din cartierul unde stăteam, dar nu că era anul ăsta. Și am spus să aștepte să, ca acest balon să treacă de oraș, să nu treacă pe... Bun, haideți să trecem de balon. Nu se trage și dispare balon. Eu hotărăsc aici, dacă trecem sau nu trecem de baloanele luminoase, am hotărât să trecem de baloanele luminoase. Vă permiteți-mi să-l întrebe, domnul general, când noi am venit cu helicopterele, două helicoptere au aterizat în curte, trei au rămas în aer și pe urmă au aterizat și ele în dispozitivul mai îndepărtat de luptă. În zona lor s-a tras asupra lor chiar în timpul procesului, din afara unității. Asupra elicopterului nu s-a tras, nu. S-au auzit și în timpul procesului. Domnul Stănculescu a sosit la Târgoviște cu 5 elicoptere, adevărat? Da, exact. Era unul prezidențial și unul de escortă. În alte două, suita toate dumneavoastră. Militare. Da? Și altul cu parașutiștii. Domnul general Kennedy scrie în carte despre ordinul domnului Stănculescu de a observa televizorul în timpul procesului și de a anunța dacă se întâmplă ceva deosebit. Iar dacă se întâmplă, să împuște pe toți din sală, mai puțin Ceaușeștii și pe generalul Stănculescu. E adevărat? Nu, să observ televizorul, da, dar mai departe nu. Deci să observ la televizor, dacă se întâmplă ceva deosebit, să raportez. Nici n-am știut, am pus și eu un suboficer la rândul meu să supravegheze și el, că eu vreau să mai trag curechea la ușă să vedem ce se întâmplă înăuntru, dar în continuare, absolut din loc. Asta face parte în suita Victorașa Exist de copiii mei. Vă rog să ne explicați. Probabil. Cum au fost lucrurile? Cum au stat?
Exact ce a spus domnul Chemeric. Atât. Nici nu știam ce să văd la televizor. Pentru că erau informații exterioare care ar fi putut să ne dea un semnal de alarmă. În cazul că s-ar fi încercat vreo... Gândeam atunci eliberarea a cuplului. Asta era singura motivație pentru care eram toți foarte încordați. Și sigur încordați de momentul în sine, care a fost deosebit. Și apropo de... Da, ordinul de a executa pe Ceaușești, de a-ți uita la televizor... Nu, păi n-a existat. Exclus, nici nu puteam. Pentru că la păi moment... și atunci de ce v-ați spus să vă uitați la televizor? Să văd dacă e ceva important... Dar fără să-mi precizez în ce constă importanța asta. Și vin să mă interesa să văd să nu se petreacă un eveniment ca să ne punem în situația să schimbăm poziția, să ne mișcăm de acolo. Domnul Tucă, până acolo. Spuneți-mi care a fost, cine a condus practic operațiunea la Târgoviște? Care a fost comandantul la tot ceea ce se întâmplă acolo, de la proces până la execuție? Păi, domnul general Chemenici, în momentul când a venit ministrul apărării, ministrul apărării a până la venire am raportat. Domnul Chemenici, am zis, în momentul în care ați ajuns dumneavoastră la Târgoviște, cine a devenit comandantul? Cine avea ordinul suprem, să-i spunem acolo? Eu am venit. Dumneavoastră aveați? Și eu m-am dus și am făcut organizarea sărilor, da. Folosind experții de la juriștii. Am stabilit câteva locuri pentru supervizarea chiar a dispozitivului lor, pentru că nu știam. Să nu avem vreo surpriză. Și domnul Colonel știe că i-am spus atenție la. Cine a stabilit completul de judecată? Cine a stabilit? Asupra completul de judecată, asta a venit constituit la București, avocații au venit constituiți de la București, eu am făcut organizarea traseului, mijloacele de deplasare, sistemul de siguranță, securitate prin schimbul de semnale pe care știam numai noi doi și am avut surpriza care am avut-o după aceea și o să revin poate mai târziu, pentru că am fi putut fi lichidat înainte de a ajunge în zonă. De ce? Și acum să vă spun de ce. Pentru că după ce s-a scris armata în Revoluția în decembrie 89, am scris domnului Geal, doctor Costache Codrescu, care a fost coordonatorul acestui. Mă refer la deplasarea celor 5 elicoptere către Târgoviște. Divizionul comandat de Colonel Chemenici primise ordin să distrugă grupul de teroriști care va încerca să elibereze pe dictatori. Numai legătura directă, conspirativă, foarte bine organizată de subsemnatul și Colonel Chemenici, precum și codul de semnal stabilit de șarpa galbenă, despre care până la executarea misiunii nu a știut altcineva, ne-a scos salvat de la un dezastru. De ce spun acest lucru? Pentru că eu am avut foarte multe observații la acest prim volum Armata Română din Revoluție, la care, de fapt, nici n-am fost consultat de colectivul respectiv. Ați avut un rol prea mic ca să fiți chemat. Vreau să vă întreba, deci dumneavoastră când ați plecat la Târgoviște știați că va fi, de fapt, un proces, de fapt că va fi o sentință și nu un proces, știați că vor fi executați sincer? Aveam această senzație pentru că
toate elemente. Nu, de aceea... Păi nimeni n-a spus, eu, practic, nu, deschis. Nu, toți subînțeleseseră acest lucru. Și eu mi-am luat grupul de paraștiști și în primul rând îi luasem pentru securitatea mișcării noastre. Când am ajuns acolo și s-a mai discutat în elicopter și atunci le-am spus lor, fiți atenți că dacă se va hotărâ așa, vom face despre. Cine a decis din cine să fie format completul de judecată? Cine a decis, de exemplu, să fie domnul Lucescu, domnul Teodorescu, avocații soților Ceaușescu? Cine a decis, Gigă Popa, să fie președintele tribunalului? Poate. Cine a decis ca generalul Dan Voina să fie procurorul? Cine a... Omiteți pe colonelul Nistor, adjunctul Gică Popa în complet. Absolut. Cine a hotărât componența? La aeroport, eu am găsit echipa la aeroport, la locul de decolare, care a fost lângă stadionul Ghencea de fotbal, au venit constituiți. Deci nu se știe cine a constituit. Deci i-am primit. Acum poate să spună domnul Lucescu, da, că știe mai mult. Dacă îmi permiteți, noi trebuie să plecăm la 9 și a durat tocmai această căutare. Și deci tot de la armată s-a îngrijit cineva să constituie completul. Și am plecat mult mai târziu încât am ajuns la 13, cât e în carte. Că domnul Chemenici are o oră precisă. La 13, 2 fără 10. Sau când am ajuns? La 2 fără... Știau cei pe care i-ați ales pentru ce sunt, pentru ce vor face? Nu, ei credeau că vor... Stați să întrebăm pe ei. Secret, credeau domnul că vor Boeru, judeca niște teroriști. Dumneavoastră a spus chemat deci acolo. Deci știați? Eu nu știam nimic. Eu m-am oferit voluntar pentru o altă misiune. Dar nu știați că e vorba de această misiune? Nici n-am știut până n-am ajuns la Târgoviște. Am înțeles. Domnule Lucescu. Nici un membru al completului de judecată, inclusiv procurorul Voina Dan și cei doi avocați, Grefieru, nu au știut despre ce este vorba. Știam că este vorba de teroriști. Măsurile de bază, de siguranță, îngrijorarea domnului ministru și dacă își aduce aminte, pe timpul zborului, probabil că domnia sa avea acele informații de care v-a făcut vorbire și luarea căștilor și controlarea în continuu a eterului pentru a nu ni se întâmpla... Căștile și-am urmărit traficul aerian. Pentru a nu ni se întâmpla nimic, însă te făcea să te gândești că nu sunt niște simpli teroriști. Dar niciun moment, niciunul dintre noi n-a crezut că este vorba de cuplul Ceaușescu. Deci nimeni nu știa. Nimeni n-a crezut până când pe rând au fost duși și ușa la noi era deschisă la doctorul Verdeș să-i aduce i-am văzut. Vă rog, domnul. Dacă nimeni nu a știut de execuția sau de că va urma execuția și procesul Ceaușeștilor, de ce generalul Chemenici a primit ordin totuși să tragă în cele 5 elicoptere? Care o fi fost motivul? Practic... Au fost mai multe ordine. Mai mult de să informez telespectatorii și dumneavoastră cum s-a întâmplat și din ordinul ăla care spune domnul Stănculescu că îl știam noi doi, s-a ajuns că l-a cunoscut toată unitatea. Deci în prima fază când dânsul vine la noi, știam eu cu semnal. Întreb... E șarpa galbenă. Trece timpul, ora 9, se face 9:30, am intrat în panică. Dăm telefon, întrebăm la... Acum nu știu care a fost primul... comandul aviației sau comandul ceatelului, dar în orice caz i-am întrebat și pe unul și pe altul. N-au mai știut de acest zbor. Și din cauza aceasta, deci și la prima, când am, știi că, deci nu zboară nimeni, eu atunci am spus că nu mai vine dânsul. Și tot ce zboară trebuie să treci. Și am dat ordin să încarce. Deci s-au încărcat rachetele, s-au încărcat tunurile, totul absolut. Deci era... Putea fără să vedea cineva ordinea nume. Fără să-mi dea, sigur că dacă nu zboară nimic, înseamnă că totul era inamic pentru mine. Și deci, nu știați că vin de la București 5 elicoptere? Dar nu mai venise. Și dacă întreb... Că nu venise, ce ați gândit? Că am luat legătura cu comandantul aviației și a spus că nu vine nimeni. Dar exact ce spunea domnul Stănculescu. În primul rând că la decolare am dat o direcție complet diferită. Am spus spre Ploiești. Când am ajuns deasupra Ploieștiului la nord, la nord-vest de Ploiești, atunci am spus, luați-o spre Târgoviște. Și am întors, iar tot zborul s-a desfășurat la înălțimea, sau puțin deasupra liniilor de altă tensiune. 15-20 de metri, dacă erau. Asta a fost, deci care eu l-am dirijat zborul. Puteam să-i distrug. Să nu intrăm în radar. Să nu ne prindă radar. Dar dumneavoastră nu v-ați gândit că cei doi comandanți
cel de la Aeriană. De la mine sau de la Rânca? Păi nu, dar de la Aviație și la Aeriană eu am vorbit și cu Gealul Mocan și am spus că se deplasează o subunitate de Aviație. O subunitate de aviație în spațiu aerian, în zona București-Ploiești. Păi atunci cum se explică faptul că cei doi comandanți au dat... Nu, păi vă spune de ce, că am spus în zona București-Ploiești. A, București-Ploiești. Pentru că eu, numai din momentul când am făcut... Deci din asta a zis că... Domnul general, și la Ploiești a primit ordine să se tragă. Asta e altă discuție. Eu mențin ideea că a fost apărarea anterioară a teritoriului de unde s-a dat ordin. Mai departe, deasupra ei, nu știu. Și am văzut acest lucru și, pe urmă, fiind în pericol. Pentru că am zis că totuși vine și am divulgat secretul. Am trimis câte un ofițer la fiecare baterie și le-am spus. Am chemat la mine câte un ofițer responsabil, vă ziceți în poziție. Supravegheați elicopterele astea 5. Deci celelalte știam că dacă veneau, de exemplu, cu două elicoptere sau veneau 10, era gata. Se termina problema. Deci noi știam că sunt alea 5 elicoptere și știam de eșarfa galbenă. În rest, orice era, trebuia după. Asta era parola. Asta era parola, da. Și deci, noi doi am știut-o la început, dar când ați venit domnia voastră, știa toată cazarma. Știa de șarfă. De șarfă, sigur. Trebuia să știe, și da. Și de numărul elicopterului, asta v-a salvat. Dacă între timp se întorceau unul dintre elicoptere, domnul Stănculescu, astăzi vorbeam și domnul Cristu aici. Nu, al doilea moment a fost când am pierdut cadavre și era să ne doboare... O secundă, ajungem și acolo. Îi rog pe colegii mei să-mi facă legătura cu telespectatorii și să pună întrebări invitaților. Domnule Stănculescu, dumneavoastră ați avut o anumită teamă de securitate în acelea zile și de nomenclatură în același timp. Ați spus la Târgoviște sub baionete pe colonelul Dinu, da? Pe ofițerul de, și pe ofițerul de contrainformații din unitate. Ați vrut Dinu nu mi-aduc aminte, este cel cu contrainformații precis. Ne-a chemat așa, a spus ofițerul de la securitate, da? Și ofițerul ce este... Adu-mi încoace. Aha, nu știam. Ați vrut să-i puneți sub pază și pe cei doi secretari de partid din unitate, Mare și Țecu, și Țecu, nu știu dacă a vrut să-i pună, a spus să-i aduc la domnia sa. Și am spus, când am văzut că i-a pus pe securiști și pe ceiști sub amenințarea armelor, m-am speriat și i-am spus domniei sale, zic, dacă îi puneți pe ăștia, mai bine mai puneți pe mine. Eu răspund cu capul cu ei. Sau ne puneți pe trei. Și au mai fost puși cei doi? Nu, nu. Le-a strâns mâna deja. Deci aveți această teamă de securitate și de nomenclatură. Păi nu știam de unde va poate veni o contralovitură în favoarea... Chiar le-a spus că o să-i promovați. Da. Păi asta nu v-am întrebat întâmplător acest lucru. Că reiese și din carte au fost la Târgoviște, au fost așa mic mai multe centre de putere. Nu, dacă și-a citit cartea. Cum erau și la București. La județeană, colonelul Alexe lucra cu Mazilu și cu Gușe. La cazarmă, domnul Chemenici lucra cu dumneavoastră, cu domnul, erați comandantul armatei. Au mai fost și alte grupări pro- sau anti-Ceaușescu în Târgoviște, miliția, în zona aia? Miliția era tot cu Alexe. Așa, au fost deci două, la noi la Târgoviște două centre. Acum e un lucru care o să vă pară foarte curios. Securitatea. Nu mai securitatea, nu, securitatea a acționat înaintea noastră și acum vreau să fac o completare, nu știu cum, dar mie mi se pare că SRI-ul a fost... înființat mult dinainte, deci de securitate. Securitatea deja, de pe 27, de pe 17, 18, 19 încoace, nu mai acționa, ci poate era, cum e acum serio, informat. Da, domnul. Da. Eu când m-am dus la ora 14, când m-am dus la ora 14 acolo, în 30 de minute am luat toată securitatea în primire. Deci era armamentul tot înăuntru, erau făcute tabele, am desigilat legăturile telefonice, am sigilat niciun document din arhivă, n-a lipsit din Târgoviște. Asta este foarte interesantă pentru că, pe de o parte, dacă o adăugăm la obsesia lui Ceaușescu cu securitatea, da. parcă ar fi de acum, parcă ar fi politician de acum, de securitate, dar culmea este, se vede tot mai clar că cea care a defectat sau care, să zicem, l-a lăsat din brațe sau chiar l-a trădat, să zicem, a fost totuși securitatea și el avea mai mare încredere în armată. Spuneți-mi, apropo de aceste centre de putere care... Și al doilea centru de putere era... Miliția. Nu miliția, era... Păi miliția, domnule, nu știa ce să facă cu Ceaușescu. Nu. L-a amenințat pe domnul... După ce au scăpat de el, adică și l-am luat, s-au dus imediat, dânsul are dreptate că șefii de acolo... Așa s-au comportat, adică nu și-au luat răspunderea, Și după ce noi l-am luat la unitate, s-au prezentat imediat la colonelul Alexe la
Frontul Salvării Naționale. A existat, dumneavoastră, credeți că a existat, sincer, un, să spunem, un pol de putere pro-Ceaușescu? Domnul N-a fost nimeni cu Ceaușescu. Ei doi au fost, noi toți. Mai Adinaur spuneați următorul lucru, că cei din miliție și-a confirmat... Nu, și era lupta cine pune mâna pe Ceaușescu. Da. Deci și ei și noi... Dumnezeu, s-au speriat când l-au dus cum vreau să pună mâna pe Ceaușescu, l-au spus, no, după plecați de aici. După ce au plecat, i-a luat noi, vrea să ia înapoi. S-a dus cu Ceaușești, cu soții Ceaușescu la miliție și a zis, pleacă de aici, nu te vedem. Nu. S-a bucurat când i-a luat noi. S-a bucurat. Păi, după ce, practic, după ce am văzut prinși, armata trăgea să ia de partea lor să zică, domnule, până să fie prinși. Exista un comandament sincer din momentul în care au fost prinși pro-Ceaușescu? Nu. Nu a existat. Pentru că vreau să vă întreb dacă nu cumva toate aceste diversiuni, că la urmă a fost diversiuni cu teroriștii, nu s-a confirmat nimica, nu erau tocmai pe aceste poluri de putere. Unii care erau pentru, alții împotriva. Domnul Tocă, mi-e frică că acești doi oameni au fost singuri. Și noi am fost toți. Și n-am știut. Noi ne luptam între noi, dar și ei săraci erau doi bătrâni nebuni care nu știau nici ei pe cine să trăiesc. Asta e tragedia noastră. Luăm prima legătură telefonică din această seară. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Mă numesc Mirela Racoviță și am o întrebare pentru domnul general Stănculescu. Vă rog! La început, când soții Ceaușescu au fugit. Da. Nu a spus nimic despre domnul Ion Dincă, care a fost prins în sediul CC-ului. Deci eu l-am avut în primire după ce a fost prins 48 de ore. Păi da, nici nu l-am întrebat dacă l-a... Da, și întrebarea care este? Deci, unde era domnul Ion Dincă atunci când au fugit soții Ceaușescu? Păi spuneți dumneavoastră. De asta am întrebat. Deci unde erau? Păi dumneavoastră știți unde erau? Nu știu unde era. Deci domnul Ion Dincă. Bun. Era cu postelnicul la etajul 7, undeva, niște camere unde erau adunat mobilier. Deci camere care nu erau birouri sau ceva. Domnul Stănculescu. N-am știut de locul lor, pentru că ei s-au împrăștiat în momentul când eram ocupat cu operațiunea, să știu că a decolat elicopterul. Până să mă întreb către ieșire, pentru că în momentul când a decolat elicopterul, deja ușile au fost deschise, eu m-am întâlnit cu primii jos la ultimele trepturi la intrare. Ceilalți s-au răspândit, ați văzut și filmul de la început, în care ați văzut camera în care verdeți, și alții s-au dus prin diverse părți, unii mai în spiritul organizatorii pe care îl dețineau în continuare și alții în panica pe care a produs-o plecarea președintelui. Au fost găsiți de revoluționari la etajul 7 într-o cameră cu birouri, cu scaune aglomerate acolo. Și revoluționarii i-au preluat și să există filmarea. Și doamna Racoviță înseamnă că a fost revoluționară care i-a... Care a fost rolul venirii lui Virgil Măgureanu la proces, la Târgoviște? În momentul când s-a hotărât soluția Tribunalului Militar Excepțional, s-a făcut decretul și... Aici țineam să subliniez ceea ce am vrut să spun mai devreme. Decretul a fost semnat ca decret prezidențial, semnat de președintele Ion Iliescu, președintele CFSN, având această funcție din 22 decembrie, din momentul când s-a dat comunicatul pe care l-a citit și l-a semnat ultimul, și prin această singularizare, Ion Iliescu a fost de la început președintele CFSN. CFSN nu a fost într-o devălmășie haotică, așa, n-am mers într-o indistinție. De la început a avut un șef, Ion Iliescu. În această calitate avea legitimitatea ca, după două zile, pe 24, să dea un decret prezidențial de înființare a tribunalului. E, după această chestiune, eu am răsuflat ușurat că s-a adoptat soluția pentru care pledasem, dar s-a pus problema că cineva trebuie să reprezinte CFSN-ul și Revoluția la Târgoviște. Și atunci toate privirile, fiind și mai tânăr, erau mulți mai vârstnici, au spus să mă duc eu. Ceea ce, dintr-o dată, mi-a schimbat
atitudinea, pentru că una este să faci conceptual o anumită soluție și alta este duci să asiști la ea și să o primești. Dumneavoastră cine? Gelu Voican Voiculescu? Da. Dar vă întrebăm ce căutăm în Gureanu. Nu ce ori dați observația, că era fioros la București. Păi da, se spune că a fost călău, să întrebăm păi da, dacă a fost călău. Da, da, când era vorba să ducă, zicea că am ezitat. Nu am ezitat, dar n-am putut să obiectez și am acceptat să mă duc. A doua zi dimineața, când trebuia să plec cu domnul general Stănculescu, în ultimul moment... Dar domnul general Stănculescu, în ce calitate mergea acolo? De organizator și de reprezentant al comandantului. Nu mai era comandantul, nu mai era șeful armatei. Nu, după cum ați văzut din decret, eram nominalizat ca reprezentantul FSN-ului. Bun, tocmai de asta vă și întreb. FSN-ului. Deci în data de 25, șeful armatei... Era ministru adjunct al armatei în momentul ăla. Păi tocmai, exact. Deci șeful armatei era militar. Era singura autoritate militară care era ascultată. Dom'le, comandantul armatei era, generalul militar. Să-ți fie foarte clar. Deci domnul Stănculescu... Dar nu era în fapt, era numit doar. El a intrat în atribuții în 27 decembrie. Când vreți dumneavoastră, când e în fapt și când nu e. Când v-am întrebat dacă a fost stabilită execuția înainte proces, a zis nu, nu. Întâi a fost procesul stabilit după aia. Haide să... Măcar acum să vorbim foarte deschis, vorbim domnule. Foarte deschis, domnul general. V-a spus că militarul i-a spus că nu știe nimic și... Domne, noi încercăm să facem încă o dată, repet, ceea ce spunea domnul Cristian. Încercăm să facem lumină asupra unor lucruri. Domnul general Stănculescu, pentru opinia publică, nu era comandantul armatei când s-a deplasat la Târgoviște. Trebuie spus acest lucru. Comandantul armatei era generalul militarul, care o să vedem, făcea presiuni să execute mai repede pe Ceaușescu. Bun. Deci domnul Stănculescu a mers în calitate de reprezentant al FSN-ului. Și de ministru adjunct. Și în realitate armata de dânsul ascultă, nu ascultă de o numire cu câteva ore înainte. Înțelegeți? Care armata ascultă, domne, că am înțeles că se dăduse ordin să fie împușcați, să fie doborât elicopterele. Care armata ascultă de dânsul? Toată armata ascultă de domnul Stănculescu. Cine erau aia care au dat ordin să fie doborâte elicopterele? De unde erau? Din armată sau de la mine din Caracas? Din armată. Erau, probabil că erau de la Centrul de Apărare Teritorială. Păi spuneați că ascultă anterior. De domnul Stănculescu armata. Se poate să fi fost... Acolo este o defecțiune... Acolo e un semn de întrebare. Acolo e un semn de întrebare. Dar nu trebuie să acuzăm o intenționalitate. Poate că lucrurile au ieșit și din întâmplare, sau poate că a fost o acțiune tendențioasă. Dar nu despre asta discutăm. Deci, cred că e mai mult decât o acțiune. S-ar putea fi mai mult decât o acțiune tendențioasă, pentru că era vorba de doborârea 5 elicoptere. Și exact. Până oarecum... Și de ne-am împiedicat să ducem bun sfârșit procesul. Că asta era miza. De ce ne-ar fi doborât? Virgil Măgureanu, ce căuta acolo? Deci, în ultimul moment, dimineața, când să plec cu domnul general Stănculescu, domnul Iliescu m-a luat de braț, mi-a spus, ai ceva împotrivă să meargă și domnul profesor Măgureanu, pe care îl cunoscusem câteva zile mai înainte. Dânsul a întârziat oarecum la Revoluție, că a fost în, la Zalău să taie porcul. Și a venit pe 23. Și n-a mai intrat în echipa din linia întâi, dar era cu noi împreună acolo. La Giurtele cu Hododul lui a taie porcul? Acolo, da. Și a venit cam pe 23-24 la televiziune și s-a alăturat. Dar a rămas, dacă vreți, în echipa a doua. Eram un nucleu central. Dar de ce a venit atunci? Cine a chemat? Păi, și el era unul din oamenii care fusese cu domiciliu obligatoriu și era un conspirator împotriva regimului Ceaușescu ca și militarul. Deci, el avea o anumită legitimitate. Nu, eu vă întreb, cine îl chemase, domnule? Nu l-a chemat nimeni, s-a prezentat la televiziune și ni s-a alăturat. Dar noi eram deja constituiți, dacă vreți, echipa nucleul central. Și era bun, și pe lângă noi. Și domnul Iliescu, cunoscându-l, eu n-am avut nicio obiecție să... De ce n-ați avut nicio obiecție să luați? De unde știa cine? Cu o zi, două înainte îl cunoscusem, era un om de vârsta mea, mi-a spus că e profesor, am discutat acolo între momentele mai de respiro. Era de al nostru, ca să zic așa. De ce să am obiecții să vină? Acum nu vreau să minimalizez rolul, dar dânsul acolo a avut o prezență pasivă. Păi și noi ați fost mai activ? Da, eu am fost reprezentantul CFSN-ului și la reprezentantul CFSN-ului. Și eu am adus la cunoștința juriștilor ce vor face și ce vor judeca. Asta e momentul foarte important. Ați venit, oamenii care fusese aduși acolo, inclusiv cei din plutonul de execuție, inclusiv completul de judecată. Încă nu erau pluton de execuție, erau grupa de siguranță a domnului Iliescu. Trebuie să fiu foarte atent cu dumneavoastră. Bun.
Haideți să vorbim de complexul de judecată și de oamenii care fuseseră aduși acolo și nu știau pentru ce. Așa. Dumneavoastră a spus cei care le-ați făcut instructajul. Da. De ce nu l-a făcut domnul Stănculescu? Dumnezeu s-a ocupat de organizarea logistică, ca să zic așa. Eu n-am știut decât problema aceasta, că trebuie să ajung cu cine vor veni acolo, să organizăm procesul și că trebuie să țin legătură cu domnul Chemeș ca să ajung în siguranță acolo, să pot să plec în siguranță de acolo. Cine vă spuse să țineți legătura cu domnul Chemeș? Păi asta am avut eu nevoie, că eu am spus... Că nu, a spus mai devreme că cineva v-a spus să țineți legătura cu domnul Chemeniș. Nu. Simțeam nevoia să... și eu am ținut această legătură pentru că noi am fost singurii, dacă vreți, da, care știam tot, el mai mult și eu mai puțin, dar știam ce avem în mână. Am înțeles. Restul erau supoziții. Bun, dumneavoastră ați făcut instructajul completului de judecată. Da. Și vă rog, mă rog să povestiți acest... Mugurel Florescu, care a venit luat ca însoțitor... ca magistrat militar, noroc că a avut codul penal, pentru că domnul Dan Voina, domnul majorul Dan Voina pe atunci trebuia să joace rolul de procuror, întrucât era procuror militar, a fost luat așa în pulover și în blugi, că n-a avut timp să se schimbe, și adică prima obiecție, n-avem codul penal. Și atunci Mugurel Florescu a oferit un cod penal, ne-am gândit la ce infracțiuni... La ce infracțiuni... Trebuie. Păi de unde știa că se judecă? Spuneați până acum că nimeni... Îl avea în porhar. Stați, domnule, puțin. Omul ăsta umbla la el în porhar cu codul de penal. Domnule, a spus că niciunul dintre cei care s-au deplasat acolo... Domnule Tucă, dați-mi un poem. Probabil că sunt aspecte pe care memoria domniei sale, implicându-se în materie juridică, le scapă. Asta nu e o rea credință. Ajungem. Ni se arată sala în spatele sălii. Un mic biroiaș cu un birou, cu un scaun, sala de studiu. Intrăm acolo, despre cine e vorba și ce spunem. În timpul ăsta începe consultul și vedem. Și hai să facem rechizitoriu. Stați, domnule, până la rechizitoriu. Vă spusese cineva că În momentul în care făceam aceste pregătiri, da, așa, era deschisă în continuu, da, se aducea și acum mi-aduc aminte un braț din acesta de lampă ca să bage lumină și Ceaușescu este dus primul la consult. În momentul ăla n-a mai trebuit să ne mai spună nimeni. Și am întrebat soții Ceaușescu, da. Popagică. M-a fost surprins că mi se pare că treceți foarte ușor peste această fază de încărcătură uluitoare. Un complet de judecată află că situația noastră este inexplicabilă. Iertați-mă o secundă. Starea de perplexitate e greu de redat. Păi asta vreau să vă zic. Dintr-o dată aflați că dumneavoastră veți judeca pe nimeni, pe anonimii. Da. Domnul Tucă, atunci mergem încet și vă redau tot filmul și nu mai apelez la necesitatea de timp. De economie, de timp atunci. Vă rog. În momentul ajungerii, primul lucru care s-a pus, pentru că coborâm din elicopter și mergem după un tap cu un cordon obligat, probabil că era pentru transmisie. N-am știut niciun moment despre ce este vorba. Mergem în urma tabului, tabul se oprește, noi intrăm în clădire. N-am văzut cine este în tab. Intrasem deja. Între timp, deducția logică, și Ceaușescu este dat jos și adus. Și întrebăm despre cine este vorba. Ni se și spune... O secundă, vi se spusese că veți judeca pe cineva? Doi teroriști. Am înțeles. Dobada certă că nici astăzi există o delegație de la baroul de avocați, pentru că fiind doi teroriști, erau impersonali. Și nu se putea emite o delegație pe numele cuiva. Delegația se emite pentru Gheorghe Radu, sau mai știu eu. Pe numele cuiva. În momentul în care intrăm și ni se spune despre ce este vorba, cum să vă explic? Sunt clipe pe care nu le poți reda și retrăi și nu le-aș dori nimănui. Clipe de perplexitate. Toți doream același lucru. Nu mi-ngădui să spun că și dumneavoastră, cred, să dispare Ceaușescu. Dar ca să te trezești de față de domnul Boican să spune despre cine e vorba și în același timp să-l vezi cum este condus la doctor, în momentul ăla ți se taie picioarele. Nu, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu acest lucru. Toți doream să dispară Ceaușescu. Așa se striga.
Ceaușescu judecat pentru sângele vărsat. Stați, domnule, secundă. Eu am sentimente mai umane și pentru mine m-a îngrozit faza execuției și a procesului. Faptul că au fost omorâți, că trebuiau judecați și toate cealaltă nu mai e, ca să nu fiu acuzat de unii sau de alții de anumite lucruri. Dar mie mi se pare, și o să-i rog și pe ceilalți invitați, să se exprimă... Și acum pe pereți scrie moarte Ceaușeștilor. Că pe pereții Bucureștiului scrie moarte Ceaușeștilor încă. Poate eu nu am fost explicit. În momentul în care m-am referit la mine, și da, iarăși revin și nu mai spun toți, da, eu îmi doream să scap de dictatură. Așa, și dorea să-l, să-l condamnați la moarte. Vedeți, ați trecut la a doua parte și raționamentul dumneavoastră. Caseta este martoră când am cerut nu să fie executat la moarte, ci să trăiască în condițiile pe care ni le-a creat el. Păi vă contraziceți. În primul rând, în prima fază a spus că dorea să scăpați de el și în a doua... De dictator. A dorit să scap de dictator și de dictatură nu înseamnă a omorâ. Asta s-a înțeles, vă rog. Păi, deci n-am declarat așa în prima fază. Bun. Dar deci au fost momente... Astăzi, dacă mă puneți să reiau același lucru, poate n-aș mai face greșeala juridică și acel simulacru, pentru că n-a fost proces, sub nicio formă ceea ce s-a desfășurat acolo nu se poate constitui într-un act juridic care se poate calificativul de proces și nici nu putem să ne îngăduim să mânjim și istoria justiției cu așa ceva. Dar dați voi unui popor întreg să-și facă actul lui justițial. Nu, nu, să intrăm în altă categorie. Și dacă nu-l păceam noi... Nu vreau în seara asta să discutăm puțin, de fapt... O mică deosebire. Domnul Boican vă spunea, zice, domnule, eu am prevăzut și două alte posibilități. Scăpat de scurt de escortă sau un atac terorist. Dar să vă spună, domnul Chemeniș, că populația Târgoviște vrea să-l rupă în bucăți. Dacă îl scăpa din mașină și v-a relatat înainte domnul Paise, că dacă l-ar fi scăpat era și cu greu, ar fi fost linșat. Cel puțin așa am avut o șansă, nu juridică, poate nu în destul de umană, și o recunosc și o regret. Nu, eu vorbeam de niște sentimente, dar atunci când m-am referit la niște sentimente față de moartea cuiva care a condus țara asta vreme de câți ani? 25 de ani. 25 de ani. Dar mi se părea mai firesc și atunci și acum să aibă loc un proces în care să, cu adevărat, în care să se prezinte, să fie condamnat după un proces adevărat. Asta am vrut să vă spun. Cu aceeași sentință. Spuneți-mi, vă rog. Nu contează sentința, dacă era o sentință corectă sau era... Nu dacă era o sentință corectă. Dacă era o sentință dată în urma unui, dată în urma unui proces corect, era altceva. Asta e tot ce am vrut să spun. Spuneți-mi, când v-am făcut instructajul domnul Gelu Voican Voiculescu? E, aici, părerea dânsului de-a mea puțin, puțin diferă. Domnia sa spune, n-aș fi fost eu conducătorul. În opinia mea, și vă rog să mă scuzați, dumneavoastră ați fost conducătorul, nu pentru că ați făcut instructajul, ci pentru că ați declarat în mod ritual că sunteți din partea frontului pentru a aduce la îndeplinire. Am un mic argument, nu știu în ce măsură își aduce aminte domnul ministru, îmi pare rău că nu e și domnul Măgureanu. După ce am stabilit capetele de acuzare pentru procurorul Voinea, care nu era ocazional, ci un procuror de profesie și nu l-am inventat atunci procuror, am recomandat domnului general Stănculescu și cu domnia sa am vorbit și dânsul a vorbit cu domnul Măgureanu și le-a spus, domnule, tribunalele astea militare au suferit de o racină. În continuu, când judecau procese politice, securitatea era în sală. Nu este mai bine că avem destui ofițeri să nu stați în timpul judecății și să băgăm ofițeri cadre militare? Domnul ministru a avut o atitudine de înțelegere. Aproape că monosilabic și prin tacit a acceptat și domnul Măgureanu, iar atunci domnul Voican s-a opus și a spus nu. Eu am fost însărcinat cu acest lucru și voi sta aici până la terminare. Da? Nu era o insinuare însă a impunerii unei pedepse, pentru că îl rog iară să-și aducă aminte, nu ni s-a impus nicio pedepsă. Și aceasta cu mâna pe inimă. Aș putea să speculez în favoarea justiției. Stă, domnule, în momentul în care spune că stau aici până la terminare... Până la terminarea procesului... Da, o arată și caseta. În timpul deliberării completului, noi vorbeam, Mugureanu vorbea cu Ceaușescu. Deci
Nimeni n-a intrat peste camera de deliberare să sugereze lui Gică Popa și asesorilor din unitate, că au fost 5 magistrați care l-au condamnat pe Ceaușescu în unanimitate. Dați pedeapsa capitală, care a fost cerută de procuror. Că procurorul cere întotdeauna maximum, dar ei puteau să spună, nu, dăm pe viață. Nimeni nu a influențat această decizie. Cel puțin eu, unul, vă dau cuvântul meu. Nu, eu am ținut să rămân acolo pentru că am fost nu am auzit. Stați, domnule, puțin, domnule, stați o secundă, domnule. Deci, e absolut, hai să nu spun într-un fel. Deci, în curte se pregăteau, să pregătea zidul pentru execuție, să pregăteau, vorba dumnealui, să pregăteau cele necesare pentru execuție și dumneavoastră spuneți că nu le-a spus nimeni celor care au judecat cazul să fie condamnat la moarte? Nu le-a spus. Infracțiunile ordin precis de la București să fie împușcați, o zice Ceaușescu. Toți a fost, a fost o chestie tacită. Tacită, da. Infracțiunile de care a fost acuzat în număr de 5 la număr erau de o gravitate atât de mare. Domnule, tot știam ce am suportat din avocatul apărării, avocatul soților Ceaușescu a vorbit mai devreme de un simulacru de proces, iar dumneavoastră vorbiți acum de capetele de acuzare. Niciun proces politic n-a fost corect în toată istoria lumii. Bun, dar nu mai vorbiți de capetele de acuzare. În al doilea rând, a fost un proces în regim de urgență, o judecată sumară. Și astea așa se desfășoară. În situația aceea excepțională, când încă o dată vă repet, mureau oameni și atunci când s-a anunțat vestea morților, focul a căzut și toată agresiunea aceea, gherila urbană insinuoasă, s-a diminuat până la a dispărea, cu cât se anunța mai repede, cu atât scuteam moartea unor nevinovați. Iar vă contraziceți. 3 zile n-ați făcut nimic ca să opriți masacru sau măcelul pe care îl invocați. 3 zile nu s-a luat nicio măsură operativă în ceea ce privește soarta soților Ceaușescu. Deci 3 zile a durat această deliberare și această opțiune foarte serioasă, pentru că a lua decizia asta nu este o joacă. Vă atrag atenția că o revoluție de-aia se face, ca să îi înlături pe cei care sunt la putere. Ei nu se lasă de bunăvoie. Eu vă dau dreptate dumneavoastră, însă când recunoașteți că a fost clar vorba de execuție, pentru că era revoluție, așa cum spuneți, dar o execuție, o execuție sub forma unui proces, pentru că așa am reușit să obținem acordul domnului Iliescu. Numai prin această cale a unui proces și a unei judecăți, care evident era sumară, era grăbită, și să fie condamnați la moarte prin execuție. Domnul Cristoiu. Bun, deci din tot ce am citit până acum și din ce am, inclusiv din această carte, mărturia domnului Chemenici, acum este foarte clar. Teroriștii au reprezentat o diversiune pentru a putea crea absolut atât la nivelul, și am văzut și la domnul Chemenici în mărturie, la nivelul domnului Chemenici, la nivelul domnului Boeru, la nivelul domnului ideea complet judecată, o tensiune, ideea că e, cum să spun, că dacă nu omorăm, e capital această execuție. E capital execuție. Absolut. Deci, părerea mea, aici este cheia. Păi ce dumneavoastră n-ați crezut atunci 50 decembrie că trebuie omorât, pentru că murea omul? Deci aici, și aici este, va fi marea întrebare, nu se, ea este, nu i s-a dat încă răspunsul și nu cred că îi se va da mâine, poimine, și anume, cine a pus la cale diversiunea cu teroriștii? Este limpede că acel care a pus la cale, care cred că îl depășește inclusiv pe domnul Voican, sau acea forță, sau acele forțe, au vizat crearea unei asemenea stări încât ceaușeștii să fie lichidați. Și aici s-a făcut o observație cu care eu sunt de acord. Și domnul Gelu Voican Voiculescu spunea mai înainte și domnul avocat spunea un lucru. Că, și am observat și din mărturiile din carte, e una să mergi pe stradă și să zici jos, azi moarte tiranului, și este alta, și aici este chestia omenească generală și îl cred pe dânsul, când te trezești față în față cu ăla pe care trebuie să-l obori. E ca, apropo, cu Ceaușescu, nu cu ăla care să-l obori. Nu, ca să fac o paralelă, ca cu războiul din Serbia. Una e să apeși pe buton și să știi că dă pe undeva și una să bagi baioneta. Nu, nu, e o chestie psihologică. Dar acum mi-e limpede, din ce am citit și din ce se spune, că de fapt, cred că și această tărăgânare 2-3 zile a fost
Pentru că la un moment dat toată România se spune, domnule, dacă nu scăpăm de ăsta, cum să zic, baie de sânge va fi. Domnul Hristos, dar nu e necesar. O revoluție se face ca să-l omor pe cel care e în fruntea ta, altfel te omoară el. Păi, dar nu se putea. De ce am făcut revoluția? Revoluția nu e un act de complezență. E o acțiune violentă, arbitrară, care vizează răsturnarea puterii. Și ăla nu se lasă niciodată dat la o parte de bunăvoie. Deci, regulă, domnule, era singura șansă de a reuși, este de a-i omorâ pe cei care conduc. Eu am vrut să dau explicațiile dumneavoastră, ci psihologie, da, deci inclusiv a, să vă a completului de judecată. Este o concluzie la care încă ajuns analizul. Încă nu e nevoie ca să fie omorât, ca cineva să creeze o atmosferă. Asta este scopul unei revoluție. Păi, mai bine invocați scopul unei revoluții decât să invocați faptul că moreau oamenii pe stradă și trebuia executat. Mai bine. Să spuneți că nu avem o nouă legătură telefonică, pentru că vom asculta iar întrebările noastre. Generalul militarul pistonat, domnule Stănculescu, la telefon să sfârșească procesul repede. Am înțeles, nu trebuie să bateți din palme. Să sfârșească procesul foarte repede. Dumneavoastră răspundeați că nu se poate mai repede. Mai așteptați ceva? O minune, ceva? Nu așteptam nicio minune. Asta era desfășurarea normală a unei acțiuni care era în derulare. Și m-a scos din sală să mă întrebe care să răspundă. Când se termină, se termină. Dar de ce vrea domnul militarul să termine mai repede? Probabil că era frică să nu piardă partida. Am înțeles. O nouă legătură telefonică. Bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Sunt unul din cei 8 paraștiști care au fost la Botan și inclusiv la procesul Târgoviște. Și aș avea o întrebare pentru domnul Domenico. Cu acordul cui scrie în cărți de stațiunea Târgoviște fără să ne întrebe sau să afle personal de la noi? Că nu numai un om a fost acolo, adică domnul Boieru. Cum? Deci n-am fost numai o persoană, am fost 8 parașutiști, inclusiv cu cei care se află în sala noastră invitații. Deci 8 parașutiști cu tot cu domnul Boier. Da. Și încă un lucru aș vrea și să... Și dumneavoastră întrebați cum își permite domnul Domenico să scrie cărți despre asta. Da. Bineînțeles, fără acordul nostru, nu? Cum vă numiți? Gheorghiu mă numesc. Gheorghiu. Da. Altă și întrebare? Încă un lucru, domnul Tucă, eu cred că totuși acțiunea 25 Târgoviște atunci s-a executat un regim. Nu tot soții Ceaușescu care îi susțineți. Într-adevăr sunt două persoane, ca și mine, ca și noastră, dar erau niște tirani, un regim care trebuia suprimat și datorită morților, poate acum suntem mai bine și mâncăm o pâine mai albă, nu? Bun, și care e problema? Problema este că, eu zic, totuși susțineți că au fost uciși cu sânge rece și noastră sunteți mai uman față decât ceilalți care au fost. Absolut. Acolo. Eu am zis, păi, sigur, asta o spun de 100 de ori și de 1.000.000 de ori. Eu cred că era nevoie de un proces, un proces adevărat, în care să vadă foarte clar pentru ce sunt judecați și condamnați la moarte. Domnul Tucă, dacă s-ar mai întâmpla încă o dată așa ceva ce s-a întâmplat în atâția ani de zile, în timpul comunismului, eu aș fi de acord să mai fac același lucru încă o dată. Asta era ideea. Asta era ideea, nu... De ce? Pentru că țină la partea noastră și la oamenii noștri de lângă noi. Nu la două persoane care subjugau un popor. În regulă. Haideți să-l ascultăm pe domnul Domenico să răspundă la întrebarea dumneavoastră. Domnule, asta e foarte clar că subjugau un popor și că a fost o dictatură. Nimeni nu se mai îndoiește de asta. Eu am avut, pentru că văd că fost înțeles în greșit și am înțeles asta din întrebarea noastră, eu am pledat sau m-am gândit că era foarte corect sau era mai bine sau cum vreți dumneavoastră să aibă loc un proces, un proces adevărat în care să-i se pună și capetele de acuzare să fie argumentate, să fie susținute acolo și în urma acestui proces adevărat să fie condamnați la moarte, dacă vreți. Domnule Domenico. Domnul Gheorgheu nu cunoaște probabil conținutul și n-are de unde să cunoască, abia a apărut conținutul lucrării Ceaușescu la Târgoviște. Domnul Gheorgheu se referă la... Nu. După execuția Nis. După execuția Nis, domnul Gheorgheu este citat copios. Am interviu, am totul. S-a aștepta probabil să fie consultat și în realizare. Deci, fiind parașutist, această lucrare fiind despre unitatea din Târgoviște, deci... Spuneți-mi, apropo de carte, din carte reiese foarte clar că domnul general Victor Atanasie Stănculescu era pregătit pentru ce? Lichidarea sau revenirea ceaușeștilor? Asta am înțeles și eu, spuneți dacă e adevărat sau... Să se înțeleagă foarte bine un lucru.
Probabil că intuiesc la ce vă referiți. Nu, nu mă refer la nimic. Cine citește cartea, o să vedeți că poate să trage foarte ușor concluzia că generalul Stănculescu era pregătit pentru orice. Pentru execuție sau pentru întoarcerea cea. Nu este o carte de istorie, este o carte de literatură document. Aici sunt gândurile generalului Chemenici, ale colonelului Chemenici, în momentul în care a început procesul. Se întreba oare, necerându-i sau neavând curajul să ceară domnului general dacă are cumva un mandat din partea noi conduceri. Și atunci se gândea, oare nu cumva generalul Stănculescu a venit să ia și nu să de asta vă și întreb. Deci toate acestea erau gânduri ale generalului. Hai să vedem de ce se întreba. Domnule Chemenici, de ce vă întrebați dacă nu cumva domnul Stănculescu a venit să-i salveze și nu să-i execute pe soții Ceaușescu? Eu executasem, deci până atunci, ordinii dânsului, practic cu ordinii țării, și, dar nu aveam nimic scris. De-aia, din această problemă, v-am spus și n-am folosit expresia că l-am arestat și că l-am apărat, că nu puteam să fac, deși e adevărat că l-am apărat. Iar atunci când a venit să ia, că de fapt noi am știut că vine să ia și să meargă cu ei la București, și a intrat în proces, nu mi-am pus problema, adică că să fie de salvare, nici în nicio formă. Dimpotrivă, m-am convins, inclusiv cu militarii care erau acolo, încă am fost un pic revoltat că militarii unității au fost dați deoparte. Acum domnul Stănculescu poate ne spune de ce, că deși am stat cu Ceaușescu 43 nopți și dânsul a venit cu parașutiști și toată operațiunea a fost făcută, domnul Tucă, numai cu... parașutiști? Nu. Cu echipa mea de la București, să spunem așa mai clar. Adică... Și cu parașutiști, da, păi de parașutiști n-am venit la București. Păi stați o secundă. L-am găzduit. Da, și ei l-au omorât. Sigur că da. Și dumneavoastră regretați că nu l-ați omorât dumneavoastră? Nu regretăm. Regretăm că nu l-a luat la București. Domnul general, dar închipuiți-vă, în starea aceea de confuzie și de suspiciune generalizată, dumneavoastră insistând de mai multe ore, dacă nu chiar de o zi, să veniți cu o coloană, să-l aduceți la București. Oricine se putea gândi că acea coloană nu vine să-l depună ca un om reținut, ci că vine să-l repună în funcție, pentru că erați în armată, erați cu tancuri și cu... unitate luptătoare. Veneați cu o coloană de blindate. Păi cine putea ști ce este în intenția dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră anunțați că-l aduceți ca reținut. De ce râdeți, domnule general? Este prima dată când aud așa ceva. Domnul general, eu acum pun problema asta. Nu ne gândeam, că atunci nici nu știam că vreau să veniți. Puneți. Dar gândiți-vă ce e în... Am lucrat în toate problemele și parcă n-am îndrăznit. Atunci am îndrăznit. Și de atunci n-am mai îndrăznit să-l întreb. Pentru că... Ia întrebați el. A spus să eliberez comandamentul. În comandament aveam 250 de oameni. Era să... Lăsați-le și zic, cum nu mai există? Noi stăm cu Ceaușescu până acum și ne dă afară după ce îmi refuzase să-i urc din transportor în elicopter. Deci vreau să îi predau. Dânsul spune și facem tot aici. Și după ce îmi spune că faci tot aici, și eliberează comandamentul. Și când am auzit că se eliberează comandamentul... Păi întrebați, ce întrebare vreți să-i puneți, domnule? Așa asta, n-ați avut încredere în noi și ați venit cu parașutiștii să faceți... Nu puteam să avem un raport favorabil cu 8 parașutiști contra 1000 și ceva de oameni, dar era o măsură de prudență pentru ca să pot să mă mișc în zonă și să merg până la capăt. Pentru că tot timpul, inclusiv când mi-a spus problema cu dărâmarea elicopterilor, lovirea elicopterilor, am stat cu frica că noi vom fi cei care vom pierde partida și nu vreau să o pierdem. Și deși suspiciunea a spus, cum spune domnul Voican Voicoescu, inclusiv între... Acum Voican face panelist acum. Iar eu spun ce am simțit. Mi se pare foarte... Asta e diferența. Deci, domnul general, este foarte interesant, iar o dezvăluire. Deci, ei erau acolo 1000 de militari. Peste 1000. Se duseră cu Ceaușescu, la păraseră, cum spun deși. Și cu toate acestea, dumneavoastră, de ce ați venit? Cu echipa noastră care a spus mai devreme într-un lucru. Dar să nu încredere în... Dar să nu spunem cele 8 parașutiști. Omitim că sus erau 3 elicopteri care m-au rugat insistent. De ce n-ați alege? Oare cum era frică că se întâmplă vreo parașutiști? De ce n-ați alege în rândurile suișilor? Nu, am zis că viu cu o echipă pe care știu că răspunde la ordin. Gândiți-vă dumneavoastră că erau singure unități, nu știu dacă de-ai lui,
dar care erau printre puține unități care nu au făcut din cei 80.000 de oameni neinstrucție un an întreg. 80.000 de oameni în 89 au avut armata în agricultură, construcții și așa mai departe. Nu, România a făcut toată activitatea București. Ori cea mai bună siguranță de executare exactă a unor misiuni erau în unitățile parașutiști. Care unități de elită. Din acest motiv, dumneavoastră, o secundă, doar din acest motiv, dumneavoastră, imediat, domnul Voican, ați crezut că domnul general Stănculescu poate oricând să întoarcă foaia și să elibereze pe Ceaușești? Adică nu știam, adică să scoți o unitate din funcțiune, adică la mine acasă, dânsi erau mustafiri. Erau și șef, bineînțeles. Erau de la cer. Da, erau de la cer. Și îmi spune să ies afară cu 250 de oameni. Stai puțin, dar dumneavoastră până atunci ascultaserăți și executaserăți ordinea domnului Stănculescu. Sigur, dar asta mi s-a părut un ordin... Aiurea. Aici a fost o confuzie, poate exact apropo de precizia ordinului care dă comandantul. Eu aveam nevoie de spațiu minim și am spus să eliberați comandamentul în ideea să ne facem loc pentru ceea ce urma. Dânsul a considerat că eliberați comandamentul să plece cu tot ce are în unitate. Și aici plus aia doi securistul care să vă raportez și acum că pentru memoria, mai ales că a deja a fost de un ajutor deosebit în îndeplinirea misiunii Dinu, sigur că da. A schemat contrainformatorul și pe el. Deci când a schemat și a pus când a schemat și secretarul de partid, atunci am spus ne chemăm pe ei. Apropo de această relație cu la dumneavoastră cu domnul Chemenici, domnul Andrei Chemenici se plânge că după crimă ați luat coletele și ați decolat în trombă. Nici mâna nu i-ați mai întins-o colonelului Andrei Chemenici să fie ingratitudine, recunoștința să fie o floare atât de rară? Dați-mi voie să vă spun că și eu eram într-o anumită criză psihică în acel moment. Și în vârtejul ăla de a degaja din zonă, efectiv, nu am mai făcut un simplu gest de politețe. Îi cer scuze azi. Primesc și vă spun că chiar dacă sunt așa târzii, îmi pare foarte bine, mai ales, am avut tot timpul impresia și vreau să cunoașteți și îmi cer și eu scuze pentru această impresie, că tot timpul cei din sus, și revin la prima, deci domnul Voican, în afară de domnul Ilescu, cu dânsul am vorbit și dânsul a susținut procesul, deci cei de sus, în totalitate, și vă rog să mă scuzați, am crezut și dumneavoastră, doreau ca acest proces să nu mai bloc. Deci chiar întârzierea care a avut, venirea acolo, am crezut și cele încarcă, descarcă și cele când nu mai vin, rezolvă problemele, că s-a dorit să nu fie nici măcar... Deci ați crezut exact ce vă întrebam eu, că la un moment dat s-ar putea întoarce roata, ca să vorbim în termeni foarte populari. Nu, depunerea lor înapoi, nu se mai putea. Nu, domn, n-ați înțeles. Din carte se vede un lucru, că dânsi au crezut, și eu cred că până la urmă ni s-a și sugerat, că s-ar putea să fie și o soluție de scăpare de sub escortă, adică totuși procesul ăsta cam deranja, într-un fel. Cam asta era, numai că ei erau plini de cap. Cei de la unitate, că am să vede de ce, adică nu s-au făcut și ei la rândul lor că nu înțeleg. Deci cei de la București au zis, domnule, dacă până la urmă ar rezolva dânsii cu un atac terorist, cu ăsta, cu o scăpare de sub escortă, numai că dânsii s-au făcut că nu înțeleg, aici a fost marea așa, dânsii la rândul lor tot încercau să sugereze. Foarte interesant este până acum această chestiune, deci nu se spune nimic pe față. Puterea civilă n-a încercat să sugereze nimic, că n-a avut raporturi cu domnul Chemenici, dar dacă citiți cu atenție cât de complexe sunt îndoielile domnului Chemenici, pe de o parte au fost, rezultă din carte și suspiciunea că generalul Stănculescu îl execută pe Ceaușescu pe cont propriu, fără să aibă o acoperire legală. Aici vreau să revin. Dânsul a fost, că era în frontul Salvării Naționale, adică respectiv noi știam că armata e cu... Cu țara era, dar vorbim că nu făcea reprezentatul, parte. Că nu, făceam, nu știam că făcea parte din complet. Păi ce, tocmai ce v-am întrebat eu. Spuneți-ne, domnule Gelu Voican Voiculescu, instructajul, în ce a constat? Ce le-a spus celor din completul de judecată, ce le-a spus celor din pluton? Lucescu, care atunci avocat, poate să-și amintească, deși partea de apărare a fost ultimul capitol. În primul rând, eu mă temeam că la surpriza veștii, să nu existe un moment psihologic de ezitare. Și i-am
persuadat că în momentul ăsta judecă niște infractori de drept comun decăzuți din toate demnitățile lor. Prin fuga lor de la Comitetul Județean, ei sunt, și prin actul revoluționar care a avut loc cu 2-3 zile înainte, ei nu mai sunt nimic. Nu mai au nicio investiție, să fugă, domnule. Nu mai au nicio investiție, n-are importanță. Ei au abandonat puterea. Nu au hotărât ei să fugă, domnul Stanculescu i-a urcat helicopter. Domnul Tucă, o revoluție este un act brutal, bun, violent, întrerupt, în care învingătorii au dreptate. Iertați-mă, de la Brenu sunt coace, vei continuați-mă, bun, le-a spus așa acest lucru, da? Și le-am spus de ce mă așteptam ca Ceaușescu să intimideze prin prezența lui și prin funcțiile, ceea ce într-un fel s-a și întâmplat, că a negat n-a recunoscut tribunalul și a spus că numai Marea Adunare Națională. Și e o discuție între advocați care îi spun: nu, nu mai sunteți președinte și atunci nu mai trebuie să vă judece Marea Adunare și poate să vă judece un tribunal. Adică, vedeți discuțiile care au fost acolo. Ori eu mă temeam ca oameni cu frica lui Ceaușescu, care a fost un supraom, nu, până atunci, și a exercitat o teroare, să nu influențe, să nu fie ezitanți în acest proces. În același timp, îl vroiam foarte repede, pentru că pentru mine era o formalitate. Important era ca viabilitatea revoluției să fie asigurată de moartea lor. E foarte cinic ceea ce vă spun, dar așa se judecă lucrurile. Numai moartea lor a garantat succesul revoluției, care oricum era un proces irreversibil, dar prețul victimelor și riscul unui război civil. Pentru că gândiți-vă, domnul Tucă, că foarte mulți generali puteau să creadă că totuși Ceaușescu are o șansă. Anumiți ambițioși puteau să vadă în momentul ăla marea oră a carierei lor și să se ralieze cu anumite unități militare de partea lui Ceaușescu, alte unități militare contra. Și ieșea exact un război civil. În al doilea rând, apropo de ce spuneați cu victimele, noi înșine eram victimele, domnul Tucă. Deci când nu era numai că aveam așa o speculare sentimentală a faptului că mureau oameni nevinovați. Noi am numărat 5 ocazii în care era să fim împușcați. Noi, echipa de la conducere, care am fost vizată în mod special. Asta apropo că cine a încercat să vă omoare, domnule Gelu Voican Voiculescu? Helicopterul acela fără insemne, care după ce au venit niște helicoptere ale armatei să curețe acoperișurile din zona Doroban, s-a apărut un helicopter gri fără insemne, s-a apropiat exact de etajul 11 și a tras asupra birourilor în care ne aflam și singura scăpare a fost că ne-am aruncat în unghiul mort al ferestrei. Știți ceva de elicopterul acela, domnul Stancu? Nu se știe. Și am văzut, văzut un bărbat în picioare trăgea, ca în filmele acelea, trăgea asupra etajului 11. Și numai faptul că pe acoperiș, practic la etajul 13, lângă antenă, erau niște militari care au tras asupra elicopterului. Ai altă poveste. Deci asta e una din ocazii. În ocazia aceea, când am evacuat, am fugit din televiziune și v-am spus să luptau teroriști, bun, militari în cachi, cu militari în cachi. Domnul, iarăși puteam să intrăm în altă poveste. Am înțeles. Deci au fost mai multe ocazii în care... De instinct de supraviețuire, de instinct de conservare. Ori noi, ori ei. E foarte important, da, spune. S-a pus. Deci, din toate punctele de vedere, în momentele acelea excepționale, nu ne puteam permite să îi ținem prizonieri și să facem un proces ideal care s-ar fi soldat tot cu o condamnare la moarte, dar care ar fi avut toate garanțiile procesuale și toate, dacă vreți, condițiile juridice împlinite. Și așa, un proces politic este întotdeauna îndoielnic. Pentru că niciodată... Dacă mai are cineva de spus ceva cu legătură cu procesul, după aceea vom lua o legătură telefonică. Eu nu. Astea sunt teorii ale domnului Gelu Voican Voiculescu, le cunosc. Deci, încă o dată, se vede cheia, așa zicilor, teroriști. Este limpede, nu știu dacă erau forțe care aveau sprijin în interior, dar este limpede că forțe din exterior au creat această diversiune. Poate și acel elicopter fără însemne n-a vrut să omoare pe dânsii, ci a vrut numai să-i sperie. Nu știu, adică mi-este acum limpede. Dacă am o credință, este clar că și acum știm cu toate instrumentele acestea moderne, ați văzut și nu era OZN, făcea parte tot din această tehnologie modernă, din război electronic, că
care s-a făcut și în golf, se face acum și s-a făcut în Nicozare. Ștan purta la gât glontele extras din perete, care a trecut pe lângă ureche. Mi-e limpede, domnul Gelovăcă. Nu știu dacă cineva din grupul dumneavoastră a știut de asta. După mine pot să jur că a fost o diversiune perfectă pusă la cale de niște oameni care erau specialiști în diversiune și poate nu erau români. Este posibil. Adică, știm, acum am văzut prea multe lucruri ca să ne dăm seama câte pot fi. Asta e tot altă... Nu erau teroriști, erau diversioniști teroriști, practic. Da, deci era nevoie de a crea o atmosferă două, trei zile, în așa fel încât de la ei până la ultimul om să zică, domnule, trebuie să-i omorâm neapărat pe Ceaușescu, pentru că altfel se face liniște. S-a-și făcut liniște. Domnul Stânculescu. Paul Martin, care a scris în imediat zilele următoare, fiind trimis de Times în România și a făcut așa o trecere în revistă a evenimentelor, inclusiv o atenție deosebită a dat momentului execuției, scrie... Chiar înainte de a fi condamnat la moarte, Nicolae Ceaușescu i-a făcut generalului Victor Stănculescu un ultim compliment în România post-revoluționară. El este trădătorul, a strigat despotul detronat, indicând locurile din care generalul și alți trei observatori urmăreau impasibil procesul sumar desfășurat în ziua de Crăciun. De ce spun acest lucru? Și poate revin după 10 ani. Pentru că încă în încercările diverselor autori, apar lucruri foarte controversate despre generalul Stănculescu. A fost sau n-a fost? Cu cine a fost? Eu eram exact în poziția pe care a spus-o domnul Voican Voiculescu. Ori ei, ori eu. Asta a fost poziția mea. Dar nu putea să fie ori ei, ori ei și dumneavoastră? Păi nu, era ori ei, ori eu, pentru că eu făcusem la Timișoara contra ordinelor care s-au dat, eu făcusem la București un ordin mi-a dat direct și mă întreabă, ea, pe urmă, s-a executat, vin și eu am spus, da, dar și era invers dat ordinul. Eu am plecat pe urmă după ce au decorat ei și m-am dus la mistra. Bun, și atunci cum vă explicați faptul că în discuțiile pe care soții Ceaușescu le-au avut cu militarii de acolo, vorbeau de trădătorul Milea, de trădătorul Gușe, dar niciodată n-au vorbit de trădătorul Stănculescu? Doar la proces. La proces. Bun, atunci aveau încredere în domnul Stănculescu. Aveau încredere. N-au știut, părerea mea, ceea ce a făcut domnul Stănculescu. Dar nu știa mai mare încredere. Adică știa că Milea a trădat, știa că Gușe e cu el și a trădat, dar de domnia sa nu știa. Ei n-au perceput ordinul de retragere în momentul când a fost chemat. Și-a dat seama numai la proces. Dar nu la proces la început. Și la proces de ordinul de retrag... spre sfârșit, pentru că atunci când l-a văzut pe domnia sa că a venit, e martor sub oficialul care a fost acolo sub negale, a avut, cum se spune, i-a spus, stai liniștit, soția lui Leana, pentru că a venit Stănculescu. Soția. Lui Leana. Da. Și zice, stai liniștit că a venit Stănculescu. Acum a doua problemă. Văzând elicopterele, dacă observați, adică eu care am fost și dânsul la fel, s-a înviorat domnul. Adică s-a vigorat dintr-o dată unde era foarte obosit, foarte așa. A zis că a venit dacă observați, noi știm cum e, când se dezbracă la vizita medicală, nimeni nu s-a oferit să-i ia paltonul, să ia căciul, el singur se dezbracă și se îmbracă. Și vedeți dânsul care stă mereu cu el. Dar asta datorită minciunilor. Nu știu cum. Da, minciunilor, bineînțeles, de prin studiu nu se știe. Ei nu știau absolut nimic ce se întâmplă. Noi le spuneam numai gogoși, numai minciuni. Când le spuneam de teroriști, când ne întreba de ce se trage, de ce se trage, că zic teroriști. Ce teroriști? Ce care teroriști? Pe bună adică, dreptate întrebă, da. Nu, n-avea... Da, mă înțeleg. Zice, domne, că mai avem puțin și terminăm, tot așa-i minte. Da, domne, dar amestecați minciunile, gogoșile, cum le spuneați dumneavoastră, cu adevărurile. Le spuneați, e unul Iliescu care a luat puterea. E Sergiu Nicălescu, spunea de el că a fost în Germania. Haideți să spuneți adevărul sau inventăm unele lucruri... Era militarul care spunea că e caghebistul. Că militarul era caghebistul. Adică pe lângă minciunile, gogoșile, cum le spuneți dumneavoastră, existau și aceste adevăruri pe care le spuneau militarii de acolo, militarii din unitatea noastră. Din ce am citit până acum și din toate mărturiile, deci este limpede. Ceaușescu era ferm convins că a fost vorba de o lovitură de stat
pusă la cale numai de câțiva inci. Și că poporul în general... Nu, și nește, și că poporul în general îl vrea. Și dânsi în sensul ăsta îl mințeau. Îi spuneau, e militarul, adică a fost mâna. Această... Îi întrețineau iluzii. Imagine. Iluzia, adică nu aveau cum să-i spună, stai domnule, că oamenii strigă 200.000 jos Ceaușescu. Îi spuneau numai, gata, e în fruntea țării unul Iliescu. A, zicea Ceaușescu. A, el face parte din complot. Asta era drama, ca să pun o puncte, probabil că domnul Domenico Bogonge, a celor, a lui Ceaușescu. Era fer convins, nu era convins că toată țara îl urăște, ci că a fost o mână de oameni cu călăpuți din afară. Dar mergea până la absurd, inclusiv secvența cu lovirea lui, când se striga ole, da, ole, Ceaușescu, numai el, la 20 de metri de încăperea în care exista... Ei regretau că nu mai e. Și el credea că cu părere de... plâng, ole, ole, Ceaușescu, unde e? Deci dumneavoastră susțineți această teorie dezvoltată și domnul Cristu, ei n-au știut până în ultima clipă... Care le este sfârșitul. Care le este sfârșitul și mai ales n-au știut până în ultima clipă că o întreagă țară... Starea de spirit a că o întreagă țară era împotriva lor, că o țară întreagă le dorea sfârșitul la urmă. Și atunci ne-a făcut pe toți, și toți deși care am fost acolo, inclusiv pe dânsii, trădători. Domnul Cristu, trebuie să realizăm și domnul Chemenici face în carte o... un descriere magistrală a stării psihice a acestor oameni. Deci gravă alienare a acestei perechi, care, gândiți-vă, ani de zile au fost înconjurați de o mașină care mistifica realitatea. Gândiți-vă că se vopseau copaci cu vopsea verde. Bun, ca să fie frunze. Adică unde se apropiau, realitatea se distorsiona și erau obișnuiți numai în laude și în adulație. Brusc, ei sunt decăzuți din acest mediu în care erau condiționați și domnul Cămini spune, erau alți oameni, nu-și puteau reveni că săriseră din condiția asta complet ireală în care au stat foarte mult și acum erau confruntați cu niște oameni obișnuiți de care pierduseră obișnuința unui contact natural și real. Totul era fals. Toți oamenii cu care ei veneau în contact aveau o anumită atitudine și le spuneau, le dădeau o imagine falsă. Luăm o legătură.